Tu știi că mergeam în 2007 cu Dobrescu în Ungaria, la Kishkan, în Haza. Da, da. Merge? Da. A, ce băiat. Gata, mersi că ne-ai dat și nouă heads up. Bine ați venit la... A. Am uitat de microfon. Bine ați venit la un nou podcast, de data asta cu Santos, că nu pot să-i zic Radu Moise, că cred că i-am zis de trei ori în viața asta Radu Moise. Nici nu știam că îl cheamă Radu Moise. Așa, știm pe Santos noi cei care îl știm, îl știm de pe internet cei mai mulți, pentru că din copilărie fragedă pruncie, omul era pasionat de fotografie, ca să zic așa. Sau nu neapărat pasionat. Asta s-a găsit la vârsta respectivă, exact, da. Asta s-a găsit și atunci asta s-a găsit așa, ca să fii, știi, da, nu mai vreau să am zic. Un rost eu aș vrea să, știi, eu aș vrea să ne numim, noi eram fraierii aia care făceam lucruri pentru unii care nu interesa, știi ce zic? Tu îți găsisei un aparat foto, deci aveai un loc lângă ei și automat erai acolo, eu mă agitam să găsesc locații și să fac evenimente și uite așa, noi am fost fraierii aia care... Na, am pus osul la treabă, ca să zic așa, pentru alții care s-au născut mai norocoși. Dar nu e partea rea aici, că uite, din toate lucrurile astea, ca și la Ciprian Mihai, da? Și la tine, lucrurile s-au transformat în niște chestii foarte mișto. Adică povestea, din punctul meu de vedere, când mi se face pielea de găină, e foarte tare. Să faci ce-ți place, să fotografie video și să ajungi pilot de drift care te bazi la campionatul național al României, adică bă, băiatule, fără ca posibilitatea materială să vină din partea părinților sau altor, nu știu, câștiguri de-astea spectaculoase, da. Chiar dacă tu ai câștigat o mașină pe Facebook. Da. Bun, el e Santos sau Radu Moise. Hai să vorbim de la început. Pentru oamenii care nu te știu, pentru oamenii care se uită la noi pe canal și cine e mă bărbosul ăsta cu șapcă, arabul ăsta terorist? Trebuie să mă ajut cu întrebări. Te ajut cu întrebări, bineînțeles. Eu mă simt bine întrebări. În spatele camerei, știu. Nu în fața ei. Zi-mi-e, deci, partea cu fotografia, nu? A fost de la început, la ce vârstă? Aveam 13 ani de zile și n-am trebuit să zic chestia asta. Fugeam din casă ca să fumez. Asta face orice copil la 13 ani, bine, sănătos. Bine, acum au mai evoluat, probabil, la 11. Da. Așa. Și fugeam din casă să fumez și fugeam până pe Chiselef. Eu stând pe undeva pe la Gara de Nord, fugeam să nu fiu găsit. Okay. Și când am ajuns în Chiselef, acolo în rond, am văzut mașini, am văzut M5-uri, GSI-uri, VR6, VR... ce mă? Și erau toți, Micuțu, Dumnezeu să-l ierte, Florică, toată lumea. Toată lumea, nu toată, mai zic. Da, toată crema, să zicem așa. Mamă, și eu stăteam acolo pe băncuță și fumam și eram la modul... Ce crezi, îmi plac mașinile? Cum fac să mă bag și eu în seama cu ăștia? Cum că împrietenesc. Eu sunt un puțoi. Da. Și plecau, frate. Asta s-a întâmplat 9-8 la rând, nu știu ce, și oamenii pe la 12 ceva plecau. Bă, luasem razna, voiam să-mi iau scooter de ăla, să merg după ei. Dai seama, mergeau ei pe Oltenii, nu ajungeam niciodată. Oricum îți dai seama, în mintea ta da. Se creau niște povești, se ducă ea, fac curse, e nebunie. Păi eu știi ce vedeam? Eu vedeam preludiu. Da. Adică ei erau, salut, beau un cico, nu știu ce, și după aia ei plecau la treaba adevărată pe care eu nu o vedeam. Și era... Nasol. Mă, amăgea la supremă. În fine, ușor. Am început să salut, cum sunt și alții acum la vârsta asta. Și am avut noroc, am dat de oameni mișto, marea lor majoritate. Și salut, dar la un moment dat trebuia să am și eu un rost acolo. Și fiind 2000, nu mai știu, 4, 5, 6, acolo, 7, probabil, da. N-aveai Facebook, n-aveai telefoane cu cameră. Da. Aveai Fortuning și aveai un aparat foto. Da. Și pozele le dădeai prin Fortuning sau pe Yahoo Messenger sau ce aplicații erau atunci. Și îți dai seama când unul primea o poză, bine, o sărăcie de poză, îți dai seama, o mizerie comparativ cu ce face Ciprian Mihai că vorbeai de așa. Da. Dar la vremea aia erau ok. Bă, la vremea aia erau wow că nu-ți făcea nimeni. Da. Adică tu dacă te duceai să te dai sau, nu știu, erai din ăsta care nu te interesau pozele sau așa și primeai de la cineva niște poze cu tine... Bă, era nebun, super. Ce tare ești nebun. Păi da, le puneai pe forum. Era... Tare. Chestia asta a ținut vreo maxim un an, jumate, doi. Și după aia n-am mai ținut. Că nu se mai trezea nimeni la poze și așa. Și atunci am zis, bă, hai mă să fac video.
îți imaginezi ce videouri, bă, niște gunoaie, da. Dar e. Din nou la vremea aia erau, era da. Video, ești nemul, ți-ai mișcat da. Poza. Era da. Super. Da. Și uite așa... Ușor, ușor. Ușor, da. Ușor ai început să faci poze pe bani, cum ar veni. Da. Că ai început da. Să da. Ajungi un da. Fotograf da. Cunoscut în lumea mașinilor, care probabil te contactau diversi, vreau și eu poze sau vreau și eu, nu știu, pentru ceva reclamă sau păi poze de produs sau nu știu. Poze. Am okay. făcut prea puține. Okay. Mult prea puține. Toată lumea mă știe de fotograf. Okay. Dar când l-am văzut pe Ciprian Mihai, am zis, hai mă, rămâi tu cu tu pozele. Vizi pepeni, eu vând roșii, că nu am, e mi-e foarte greu să mă, adică nu da. Că mi-e foarte greu. Era om încă titanică să mă bat cu el, în ghilimele să mă bat cu el. Da. Dar n-avea sens, dacă omul făcea foarte, și făcea foarte bine ce făcea, eu mi-am ales latura asta de video, că îmi plăcea mai mult, adică, nu știu, e, și sincer, ieșeau mai mulți bani din video. Da, și ușor, ușor au fost oameni care au avut încredere să-mi dea, nu știu, niște bani la vremea aia și să lucrez. Și când am văzut că pot să fac bani din chestia asta, am zis, nu știu dacă mai merg la facultate. Și n-am mers. Am mers o zi. Ok. Și n-am putut. Bun. Deci ai ales munca în detrimentul facultății. Da. Cum, de la partea de videograf, tu ai câștigat o mașină la un moment dat. Acum să vorbim și de partea de mașini și partea asta de investiție financiară ta în motorsport, să zicem, știi? Tu că mergeau ghilimele și la investiție. Că da, nu e o investiție, și la investiție, e o pierdere. Da, da, corect. Da. Bun. Și atunci tu ai câștigat la un moment dat un Peugeot. Da. Pe, într-un concurs pe Facebook cu număr de like-uri și nu știu ce. Ceva par așa era, da. Parcă o chestie de genul ăsta. Da. Așa, aia era mașina ta de zi de zi. Da. Și după aia ai zis, bă, mi-au un urs, nu? Că parcă, nu? Nu mai țin minte exact. N-a din fost ursul prima mașină? Vedere, din punct, deci prima mașină a fost ursul, pe care l-am cumpărat în 2017, în iulie. Ok. Peugeot l-am câștigat în 2012. Ok. Deci la 5 ani după. Okay. Și din punctul meu de vedere, dacă Peugeot a ajuns cumva vreodată la mine, a ajuns datorită ursului. Că eu eram un nu arab, te știa lumea. La. Okay. Dar ursul... Da, era cumva știut okay. de da. Oameni și okay. ăsta era tot concursul ăla, că dă-ți vechea mașină pe cea nouă ah, și nu știu okay. ce. A fost o chestie super ciudată, nu știu cât își mai amintesc, dar concursul era făcut de Radio Zoo. Da, și nu știu cât ce era, ceva cu like-uri, ceva, nu mai știu exact. La un dat te sunau, că sunau fiecare participant și m-au sunat pe la vreo 8:30 dimineața, eu pe vremea aia, na, copil, fiind mă culcam la 5-6. Mamă și m-a sunat și mi-a zis, vezi că în 5 minute intri cu morar, cu așa, zic, bine, bine, mamă, și m-a luat, eu eram adormit, m-a luat ăla, acum că îți schimbi cazanul ăla de mașină, mă, băi, am simțit așa cuțite cum mă, ce cazan? Cum mă cazan? Și ia-i azi pe jos și vezi că e înregistrarea undeva, deci, vă schimb, zic, mă, cum cazan? Bă, da, m-am atacat rău de tot. Ăla săracu, îți dai seama, era victimă colaterală. Ăla era, da, bă, ăsta e jocul. Dar n-avea omul de unde să știe, n-avea da. Nicio vină. Normal. Dar eu m-am luat la modul, bă, du-te, bă, cu Peugeot, tu, de ce, cum să faci mașina cazan? După câți bani am băgat în vopsitorie, în nu știu ce, în la-la-la, pusesem V8-ul pe ea. Oh, da, a fost super funny. Bun. Ți-ai luat ursul. Cum te-ai hotărât să te apuci de drift? Natural, la prima, natural, la prima ploaie. La prima ploaie, da, ok? Nu. Păi nu, stai puțin. Că asta e ok, e înțeleasă. Oamenii care își aleg o mașină cu propulsie sau tracțiune spate sau cum vreți voi să-i ziceți, automat își găsesc această, nu știu cum să zicem, îndeletnicire, în derapajul controlat pe puntea spate. Dar nu toată lumea merge în campionat. Că aici, și aici e o discuție lungă. Tu că ești și motociclist, și drifter, și pasionat de mașini și așa mai departe, știi foarte bine că la noi oamenii nu merg în competiții. Le e frică să meargă în competiții, din diverse motive. Că mă costă mult, că râde lumea de mine, că nu știu, că n-am suficient de mulți bani. Că... Deci motivele pentru a participa în niște competiții organizate legal sunt multe. Și atunci de-aia zic, știi foarte bine că și... Haiu și Caneesu și, nu știu, toți ăștia vechi, să zicem, mai vechi decât tine la drift, da. Au venit din evenimentele Ford Tuning Days, da, da, da. Unde eram în spate acolo, făceau niște cercuri și apărea Haiu care făcea opturi. Și a zis, bă, ăsta e ceva cu el, înțelegi? Da, da. Așa? Și de acolo s-a dezvoltat și au ajuns într-un campionat care, vreau să vorbim și un pic despre campionatul de drift,
care s-a dezvoltat foarte frumos în România, din ce văd eu de afară așa, cresc numărul de participanți, locații, lucruri. E un lucru bun ce se întâmplă acolo la drift. Se întâmplă și la motociclete, la Moto RC. Nivelul crește peste tot, lucru care e îmbucurător din punctul meu de vedere. Dar cum ai ajuns? Adică ce te-a determinat să mergi într-un cadru legal și organizat? Stai un pic. Deci, în primul rând, vreau să zic că sunt absolut de acord cu tine. Mi se pare că motorsportul în România n-a arătat niciodată, dar niciodată atât de bine și de complex și de amplu și de ce vrei da, tu. Da, așa este. Aș vrea să fac o paranteză la ce ziceai mai devreme, că oamenii nu merg în campionat pentru că și la un moment dat ai zis oamenii nu merg în campionat pentru că văd aia că nu merg râd bine. Râd de și... ei sau ceva, da. Bă, au teama asta, să nu râdă cineva de ei, da. Nu mulți, câțiva oameni care își puneau niște frâne inimaginabile pentru mine, adică oamenii ziceau, mă, bă, nu mă antrenez acum, că sunt foarte mulți oameni în pub. Ce faci, mă? În fine, nu vreau să sun arogant ce zic, dar, bă, tu care ești acolo, pe circuit, tu deja ești peste marea ești majoritate. Acolo. Nu, poate, nu poate cineva să te judece pe tine că n-ai mers bine. Și dacă te judecă, e absolut irelevant. N-are nicio legătură. Tu știi foarte bine, fiind, repet, pasionat, fotograf, videograf, că atunci când te duci să te uiți, să filmezi, să pozezi o competiție de motorsport din exteriorul ei, pare mult mai încet decât în realitate. Da. Și automat, oamenii care nu au această cultură în România, că ei nu știu lucrurile astea, că n-au de unde să le știe, că nu interesează, normal că vin de pe margine și zic eu întâlnul pe ăla, păi așa pus și eu cu pasatul meu, știi? Dar asta înseamnă să pleci urechea la toate ulucile putrezite de pe gard, care n-ar trebui să te intereseze părerea lor. Asta zic și eu, deci oricât de arogant ar suna, frate, nu contează. Tu care ești acolo, trebuie să fii martalog rău de tot să... Îți pui tu frâne, adică te-ai chinuit atâta să ajungi acolo, normal că nu mergi bine, că ești la început, te chinui, Da. Și zici, eu nu mă dau că sunt foarte mulți oameni. Mai nebun, e la cap. Nu, cum să faci așa? Asta spun, frate, asta spun, este... Trăim niște complexe de-astea foarte ciudate ale oamenilor, pentru că eu le-am făcut track day când ai venit și tu, motocicleta, și le-am zis, bă, veniți pe gratis. E gratis. Adică mergi la circuit gratis. Dom'le, mi-e frică. De ce ți-e frică, mă, frate? Să nu-i încurc pe aia pe acolo. Nu încurci, frate, pe nimeni, crede-mă. Nu încurci pe nimeni, crede-mă că nu încurci pe nimeni. Nu încurci pe nimeni. Mergi pe dreapta, liniște. Important. Primul și în primul rând este să participi. Deci ca să ajungi campion național la drift în România, trebuie să participi. După care trebuie să termini și după care poate și câștigi. Înțelegi? Da. Dar... Important e să... Și de asta spun, pasul ăsta pe care tu l-ai făcut este un pas extraordinar de mare pentru foarte mulți dintre noi, să zicem, da? Care nu participăm în competiții oficiale și atunci pasul făcut, sau poți să-i spui angajament, adică la modul, băi nene, eu când m-am băgat aici, mi-am luat o treabă să o fac, adică eu sunt genul de om care când zic că fac un lucru, păi mă apuc de el și îl fac. Deci m-am angajat că eu vin aici, am campionat niște etape, trebuie să cheltui niște bani, trebuie să... Mi se strică mașina, trebuie să am unde să o reparte, să am echipă, să am cunoștințe, să am oameni, să am servisuri, să am relații, să am... Înțelegi? Adică nu e chiar așa de simplu. Și asta zic, ce te-a determinat pe tine să ajungi acolo? Plăcerea e atât de mare când ești la centimetri de mașina din față, când ești follower. E drog. Nu e o surpriză pentru nimeni. Ca și motociclismul, ca și... E drog, drog. Puternic. Uai, wow de cap. Eu nu știu, n-am termen de comparație, dar nici n-am nevoie. Pentru că mi-e de ajuns ce simt pe motocicletă și ce simt pe așa. E nevoie de adrenalină, care e foarte greu de refuzat. Okay. Adică, ca să-ți dau un reper, acum 3 ani, dacă mergeam la o mașină distanță de mașina din fața mea, mamă, îmi bubuia inima, eram, mamă, ce tură, nu pot să cred că de aproape am stat de el și bla, bla, bla. Am mai suit și eu cu alții prin mașină, cu polonezi, cu nu știu ce, și am văzut de pe locul din dreapta, unde vezi cumva la fel, cât de aproape era mașina aia și reperele pe care le aveam eu în cap, când eu vedeam toată mașina ăluia, mi se părea că stă aproape. Hai, ce-l mai vedeai. Și de fapt stăteam în dreapta cu Carcosic și cu alți polonezi și vedeam geamul ăluia, ești nebun, vedeam acul de la viteză. Stai mă, asta înseamnă aproape. A, deci mai e loc. A, deci mai aveam mult de mers până să fie tare. Fast forward azi,
Vreau să spun că am fost la trag de pe Transilvania și m-am dat, nu știu, două zile întregi, din care, filmat, inima mea a bubuit și a fost senzația aia supremă, 40 de secunde, o tură, din multele ture pe care le-am dat, o tură am reușit să mimez și să stau cu Bogdan Pădurariu, care are un Audi super mișto, am stat cu el lipit, 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 de la start până la finish. Și după aia am zis, gata mă, o să plec acasă, mi-am făcut dambaua, mi-am luat haiul, mi-am luat ce am avut nevoie, da. Da. Și de asta, nu pot să mă las, dar la anul fac pauză. Deci la anul faci pauză? Da. De ce oare? Împotriva voinței mele, da, tot eu mi-am impus că atunci când o să câștig campionatul, o să fac pauză un an de zile ca să mă readun financiar, să mă... E super greu. Bun, dacă tot am intrat în discuția financiară, da? Și pentru că urmează 40 de întrebări cu Denis Rifai, vin acum și le știu, mulți zic de ce nu pui turbo pe urs, fiind V8 aspirat, de ce nu pui turbo pe urs, asta ar fi o chestie, dar lasă-mă că asta vine după aia, că e tot probabil din considerente financiare sau așa. Spune-mi ce înseamnă participarea ta în campionatul național de drift pentru un an de zile. Câte etape sunt? 5. 5 etape... Plus 2 etape... Dar nu, vorbim etape, de campionat, vorbim de track de aici. 5 etape. Sunt 5 etape care sunt în diverse locuri ale țării. Nu sunt cum e la campionatul MotoGP, pe același circuit de 5 ori, să zicem, știi? Da. Să zicem că ai și niște deplasări care... Na, da. Mai sunt niște costuri. Bun. Deci 5 etape. Mașina este un E30 V8... Aspirat, care să zicem câți bani ar fi un urs de ăsta, să zicem, cât ar costa să-mi fac, 30.000, 25.000, să-mi fac un urs de ăsta acum eu? Uite, sincer, n-am calculat, știu că vreau să pun mașina la vânzare, știu că o să fie un preț aberant, știu că nu-mi pasă, pentru că dacă nu o cumpără nimeni, asta e, mă, o să dea Fimiu la istorice, cu ea, abar n-am, nu știu, vorbesc și eu. Probabil că ai dreptate, undeva la 30.000 probabil costă să o faci, dar de fapt costul mare este, scuze, futaiul, alo, e gata chiloasa, nu e gata, de ce nu-s gata chiloasele, du blocul, a făcut, nu e gata blocul, deci... Drumurile, timpul, telefoanele, la cage, știu ce la... zici, au venit logistica, brațele, nu logistica. Spune brațele, taiele, mutele, nu, deci bă, te omoară chestia asta. Okay. Asta... Când cumperi o mașină de-a gata, beneficiezi de foarte multe chestii. Adică câștigi timp, frate, care e mai scump decât foarte toate. Mult. Câștigi foarte mult timp și, să zicem, know-how, că ți-ai pus un braț care s-a rupt. De ce s-a rupt? Păi stai, pune-l pe ăla, schimbă-l pe ăla și așa mai departe. Pe de altă parte, scuza oamenilor care nu vor să cumpere mașini gata modificate, nu știu ce au făcut aia acolo, mă las cu fac eu, ce știu eu. Frate meu, nu-i problemă. Tu și ne auzim prin 2025 când e gata. Da. Așa e. Deci, mașina ta, pentru cel care o cumpără, poate să aibă certitudinea că e o mașină care poate să câștige campionatul. Adică, dacă e întreținută cum trebuie și așa. Mașina a mers etapă de etapă, adică nu poți să zici, bă, lasă-mă că și-a făcut Santos Ursul ăla, știu eu, dar s-a dat 3 etape din 25. Nu, mașina a mers. Cu reparații, cu, nu știu, reglaje, cu lucruri de genul ăsta, mașina a mers. Prima competiție, bine, e mult spus competiție, în 2008 am mers prima oară cu Ursul să fac burnout. Nici măcar niște cerculețe în față la Rome Expo la Fortuning Days 2008. Okay. Aia a fost prima competiție. Bravo, cred că și știu, ești nebun. Da. Uh-huh. Aia a fost prima competiție. 2021 pentru mine a reprezentat cel mai negru și urât an pe care l-am avut vreodată de când am mașina. Pentru 2021? 2021, anul trecut. Okay. N-am mers nimic. Băi, deloc n-am mers. Deci dădeam din problemă în problemă în problemă. Deci o etapă n-am mers mașina. Bă, și ne-am chinuit ca niște... câini, bă, să o facem să meargă și n-am mers și nu înțelegeam, bă, dar de ce nu merge? Și am înțeles iarna asta de ce. De ce? După ce am băgat 13.000 de euro în iarnă, așa? Însemnând ambreiaj și alte chichițe, mașina a mers tot anul. Bă, dar a mers tot anul la modul că i-am pus benzină, metanol, nos și i-am pus roți și a mers mașina. Exceptând o chestie cu o pompă de benzină care s-a rezolvat instant. S-a ars o pompă de benzină. Deci 2022, astea au fost singurele mele probleme. Altceva? Deci, altă viață. Dacă am învățat ceva,
trebuie să bagi foarte mulți bani în pregătire, nu poți să te aștepți ca mașina să funcționeze. Pentru că de ce? Uite, mașina în 2020 am ieșit vicecampion național, deci am fost acolo la Mustață. Și aveam șanse să câștig campionatul, doar că ultima etapă a fost pe Transalpina, dar nu jos unde e VTM-ul, CNVC. Da. Sus, la MA. Da. Și au fost niște furtuni pe acolo și așa, că s-a anulat evenimentul. Da, bravo, așa e. Mai departe, ca să vezi cât de bolnav suntem. Bă, stăteam 20 de mașini la start, pe ceață de nu-l vedeai pe Dobrescu. Deci, Dobrescu nu exista, așa ceață era. Și noi stăteam așa, ca boschetarii la start. Poate să dă drumul. Păi știi cum e vremea ceață acolo sus, că e ceață și deodată nu mai e ceață. Da, și stăteam acolo la start. Hai mă, poate o fi. Și am filmări cum am dat cu Serhi Cremeț, un ucrainean super mișto, pe ploaie cu ceață. Băi, deci era o imagine atât de apocaliptică. A fost superb, deci niște amintiri. Alții erau la hotel. Da, bine, fiecare. Dar nu judec foarte bine. De ce să stai ca nebunul? Bă, am stat două zile în mașină, că n-avea, afară stăteai degeaba, nu puteai să stai. Da. Da. Și după 2020, care a fost bun, cumva, am avut și atunci probleme, dar le-am reparat din mers, am ieșit vicecampion, ce am zis în 2021? Pe gata, mă. Acum rupem. E totul bine, îi spargem. Mm-hmm. Și am spart de prima etapă pe care am făcut-o de test în Bulgaria, ne-a luat foc mașina. Doar atât. Eram la start, prima tură, ești nebun, iau, te ajunsesem eu acolo, plătisem cameramanii bulgari să-mi faci filme frumoase, că nu știu ce, că... Da, să fac cum, da, nie. Și ajung la start și fac... Bă, miroase ars. Și când mă uit în spate, bateria, flăcări, nu știu. Și am zis, hai că decât să iau foc aici la start, mai bine îi dau întâia și iau foc prin padoc unde... Mai mulți piloți care au, nu știu ce, da, așa, am ajuns în padoc, au dat aia cu extintor, au zis, bă, s-au cam ars firele de la calculator. Puțin. Abia ajunsesem în Bulgaria. Cazare, transport, plătite, tot, la la la. Prima etapă, eram însetat să fac treabă. Și am luat pe bulgari, care aveți VEMS V2.34? N-avem. Care aveți, nu știu ce, n-avea nimeni nimic. Am zis, bine, gata, mașina stă pe dreapta, n-avem cum să o reparăm. Vorbeam de Sofia, să ducem calculatul. Știi, când intri în vraja aia, faci orice. Nu știu. Ultima întrebare pe care am pus-o a fost, bă, împrumutați vreunul, nu împrumutați, bulgarilor închiriați vreunul mașina contra cost? Bă, nu, că n-aveau oameni, efectiv, mașini, să nu știu. Gata, am strâns catrafusele și am plecat acasă, frate. În contextul în care dedusem, stai... 2000 de lei, numai pe teste COVID ești nebun la cap. Bă, 2000 de lei, că era atunci cu pandemia, cum să... M-a spart. Am zis, hai, că am început bine anul. Am zis, lasă-mă, ghinion. După aia am plătit 7000 de lei să fac instalația electrică a mașinii. Bă, din faruri în stop, fir tras nou, totul țiplă. 7000 de lei. Și am mers mașina, doar că VEMS-ul rămăsese ars. Reparat, nu reparat bine, mergeau 4 injecte. Bă, deci nu, mă, bă, a fost un gunoi, deci nu. Hey. Da. E complicat. Deci bagi bani în pregătirea mașinii și ea-ți merge. E foarte simplu, dar bani, da, bani înseamnă foarte mulți bani. Da. Pentru că motorsportul nu este un sport ieftin făcut pentru oameni pasionați. E făcut pentru oameni pasionați cu bani. Știi ce zic? Da. Oameni cu bani, nici așa neapărat pasionați. Și atunci e simplu să zici, bă, dacă bagi bani în mașină, merge. Așa e, dar trebuie să iai. Să iei, să te vinzi, să faci prezentări, să te duci. Adică toată partea asta, din punctul meu de vedere, de participare într-o competiție de motorsport din România, care arată foarte bine, așa cum spui, arată foarte bine competițiile de motorsport din România la ora actuală, înseamnă ca tu, ca pilot, să fii foarte bun manager, PR, mecanic, șef de echipă și pilot. Înțelegi? Adică dacă tu ești genul de om care poți să faci toate lucrurile astea, să aduni tot stresul ăsta în tine și când te pui la volan să-ți golești capul și să te dai la curse, bă, da, dar nu mulți poate să facă chestia asta, înțelegi? De-aia ăia pe afară sunt, pilotul e pilot, șeful de echipă e șef de echipă, bugetele-s bugete, avem buget anul ăsta 250.000 de euro, avem, ne dăm, n-avem 200, nu ne dăm. De ce? Nu ne dăm, că uite, ne ducem, ne ia foc mașina, ne enervăm, ne frustrăm, ne întoarcem acasă. Pierzi bani. Nu ne dăm, frate. Avem banii, da. N-avem bani. Nu avem banii, nu ne dăm. De ce n-avem banii? Păi Dobrescu, care trebuia să facă prezentări, să dea, nu le-a dat.
Acolo e problema. Da. Așa, tu să faci toate lucrurile astea și să ai și pretenția să mergi bine în cursă, în condiția în care știi foarte clar că te-ai agitat, n-ai avut pompă, te-ai dus după ăla, n-ai dormit, t-ai dormit prost, când te-ai culcat aseară te gândeai, bă, dar oare ține bascula aia pe spate sudată sau intru într-un viraj și îmi pleacă roata, știi? Adică lucruri care n-ar trebui să influențeze un pilot. Și atunci e greu, e foarte greu. Din fericire, cred, pentru mine, în atâția ani de zile, am învățat exact ce spui tu, văzând pe afară și tot așa, că pilotul e pilot. Și de câțiva ani de zile, nu de mult. Bine, chestia cu mecanica nu m-am băgat niciodată. Bă, că nici nu eu, că știu, nu mă pricep, ce vrei să-mi rup degetele, nu. Sunt nebun la cap și nu are niciun rost, nu. Doamne ferește. Sunt oameni care știu să facă asta. Meseria lor să facă asta. O fac foarte bine și asta e. Mi-am asumat fără probleme că trebuie să plătești mecanici la etapă, cum se întâmplă la rally, da. La VTM, la ce vrei tu. Bineînțeles. E normal. După aia... Să ai bugete ca să-i plătești. Asta da, e ideea, așa e. Știi? Și aici chiar aș vrea să le mulțumesc, lui Alex și lui Octavian de la Technology Cygnus, de la DMG Mori, și aș vrea să le mulțumesc băieților din echipă, că fără echipă nu poți să faci chestia asta. Bă, oricât de bun ai fi tu, oricât de capacități ai avea tu, nu poți să faci toate astea pe care le-ai spus tu, să fii și manager și să-ți și filmezi, să-ți și pozezi, să-ți faci și marketing, să faci și mecanic. Nu poți, nu ai cum. E imposibil, absolut imposibil. Poți să încerci. Dar... Poți să încerci, da, domnule ferește. Toată chestia asta cumva la noi a plecat din 2008-2009, când a venit criza aia și au zis oamenii, știi? Trebuie să mai dăm din oameni afară, că sunt prea mulți. Da. Prea mulți oameni. Mai fă și de aia și de aia și de aia. Așa e, până într-un punct. Până într-un punct. Până când se depășește acea limită. Crap. Și nu mai poți să faci și faci totul praf. Da. Praf ca 2021 tău. Înțelegi? Da. Adică, știi, asta e nasol. Eu înțeleg că erau foarte mulți oameni care împingeau o hârtie de la imprimantă la copiator. Ok, am înțeles, da. Hai să nu reducem toate costurile la un singur om care e one man show. Nu poate să facă. E imposibil să faci toate lucrurile astea. Eu ți-am zis, povestea e foarte frumoasă, mă bucur că ai ajuns aici, pentru că te știu de atunci, cum îl știu și pe Ciprian Mihai și ești exemplu de dat că se poate dacă îți dorești. Adică, dacă îți dorești și ești cu adevărat pasionat de niște lucruri, se poate. Eu asta le spun. Sunt foarte mulți copii care zic, da, vreau și eu să fac parte, vreau și eu să vin cu voi, vreau și eu să fac nu știu ce. Nu-ți dorești suficient de tare. Nu-ți dorești suficient de tare, pentru că dacă ți-ai dori suficient de tare, fii acolo. Și ai zice, băi, Dobrescule, scari eu sculele. Scari eu sculele, frate, când ai mă suni să mă... Nu e rușine. Mă suni și eu vin și scar sculele de la mașină la OMV, înapoi așa. Și stau și eu lângă tine să văd și eu ce setări faci, să văd și eu pe ce apeși, dar ce e butonul ăsta, de ce? Dacă vrei și îți dorești să faci emisiune, să faci drift, să faci... Nu știu, ce-ți dorești tu, ce vezi la televizor sau pe internet? Ce-ți place până la urmă? Ce-ți place? Poate nu-ți place nimic, dar descoperi. Cum ai descoperit tu la Chiselev, bă, munceam să fumez. Bă, munceam să fumez, nu mă duceam să văd mașini, că nu știam că există mașini. Cum le spun și eu oamenilor, să nu credeți că eu știam ce reprezintă jiu de la jantă, să știam ce înseamnă anvelopă Simex versus Mater. Nu știam, frate, nu știam că nu te naști cu ele în cap. Normal. Am sunat, am întrebat, am testat pe propria piele și am niște păreri, bune sau rele, care și acum la 40 de ani poate să vină să mă contrazică și să-i dau dreptate. Să zic, da, frate, mi-am 40 de ani și nu știam lucrul ăsta. Nu e nicio rușine, poate știu, eu știu niște lucruri pe care tu nu le știi. Și după aia, ce vor știi, că aia e curată, distribuie. Știi? Adică niște chestii care pentru unii par banale, pentru alții o să fie aur. Înțelegi? Și atunci de asta zic, ești exemplu de dat și tu și Ciprian Mihai, că se poate dacă îți dorești. Și îți place și descoperi ce îți place. Bă, mie îmi plac mașinile, mă, frate. Nu știu eu acum ce fac. Că mă apuc eu de drift, că tuning, că fac filme, că fac poze, că... Bă, dar ceva pe aici s-o lega și de mine. Ceva. În domeniul ăsta, că tot îmi place. Știi, și uite, ai ajuns drifter, alții ajung piloți de rally, alții ajung, habar n-am, uite, Alex Mirea, de exemplu. Sunt același și Mirea, da. Alex Mirea. Rusea. Rusea. Sunt mulți care au plecat de pe stradă, da. Unii cu situație financiară mai bună, alții mai puțin bună, mai așa, și au făcut niște lucruri care au ținut de chestia asta. E o emisiune, ăla evenimente, ăla, uite, Bobby Don, Drag Racing, ăștia suntem, ești nebun. Se descurcă de minune. Da. Și după aia zice, de unde, doamne, vă știți? Păi ne știm că ăia suntem, o mână de oameni, noi am fost acolo, ești nebun. Adică asta e. Și atunci e foarte simplu. Trebuie doar să-ți dorești, să faci niște chestii, să te duci la oameni. Același lucru l-am avut cu Bratu, care mi-a zis, băi,
am văzut o revistă și am zis, eu vreau să fac asta, să scriu presă, m-am dus la oameni, m-au dat aia afară pe geam, am intrat pe ușă, adică că asta îmi doream și asta îmi plăcea. Nu era, nu mi se pare nicio rușine să faci chestia asta, plus că cel mai bun lucru de a învăța o meserie este să o furi. Așa se zice, băi, meseria absolut, se fură, păi nu se învață. Absolut. Te duci, te uiți, vezi, mă, cum face ăla? Ia să fac și eu. Ție, poate ție ți se de 10 ori mai bine decât iese lui. E vorba de talent, e vorba de anumite chestii. Bun, hai să trecem de vorbă lungă, sărăcia omului, eu sunt ăla, la întrebările cu Denis Rifai. Fii atent, ești pregătit? Eu am pus pe niște grupuri și am zis așa, dacă ai stat la masă cu Santos, ce l-ai întreba? Înțelegi? Și acum oamenii te-au întrebat. Eu nu știu, nu le-am citit toate întrebările. Poți să nu răspunzi la întrebări, nu ești obligat, Doamne ferește, nu se întâmplă nimic dacă nu răspunzi la întrebări. Răspunzi cum vrei tu. Și repet, mai sunt și probabil glume interne care ori le știți, ori nu le știți. Ai mai face drifturi în Life for Speed cum făceai pe vremuri? doar și eu. Și era o gașcă foarte mică de oameni care chiar mergeau tare în jocul ăla și era simulatorul de la vremea aia și era foarte bun și foarte real. Dar nu, n-aș mai face. Unde te poți antrena, cât mai în siguranță la noi în țară, poți face asta pe orice circuit sau există locuri amenajate? Nu prea există locuri amenajate. Poți merge la etapele de street organizate de Road Drift. Ok. Sau dacă sap, poate găsești ceva variante, vreo parcare, ceva, un dreptunghi, da, în care să poți, da, te învârți, dar da. Te gândești la o mașină nouă de concurs? Te-a întrebat omul, poți să nu răspunzi. Poți să nu răspunzi. Mă gândesc în fiecare noapte. În fiecare noapte te gândești, nu? Dar nu există buget. Nu există buget. Plănuiești să participi în DMGP sau Drift Kings? Ah, asta o să sună urât, în Drift Kings, nu. Ok. Dar... Eu nu pot să-ți comentez că nu știu lucrurile astea. Nu știu, site-urile. Sunt două campionate. Ce, ăia-s mișto, ăia-s nasoie? Probabil că na. Au sigur, și... ai auzit de Mike care organiza King of Europe. Da, bravo, okay. Bravo. Acum se cheamă Drift Kings. Bagabond. Da. Nu, mă, okay, bag. Eu nu vreau să particip, da, în King, da, of... Da, nici eu n-aș vrea. Așa? Da, am înțeles. Dar Drift Masters Grand Prix este... Șef. Mai tare decât Asia, mai tare decât America, mai tare decât orice, punct. Mm-hmm. Deci da, aș vrea să particip acolo în 2024. Ok. Cu noua mașină, da. Care este prima mașină de drift făcută pentru competiții? Mă gândesc că la mașina ta se referă, nu? Ursul și doar ursul, dacă, da, am înțeles bine, da, întrebarea. O singură mașină am avut, și da. Și eu la fel o înțeleg. Și am. De unde a pornit pasiunea pentru drifturi? Asta cred că am discutat, dar pot să răspund. De la prima ploaie, când a plecat spatele un pic și în sopa. Ce a fost asta? Cum ai reușit să faci tranziția de la fotograf la pilot? Te întreabă un băiat, dar dacă a văzut podcastul până acum, bănuiesc că ai răspuns la întrebare prin discuțiile noastre. N-a fost... Natural, dar da, nu e nicio tranziție, stăm în două. Da, n-a fost o chestie plănuită. Așa s-a întâmplat, pur și simplu. Fotografia, în ghilimele, adică videografia, da, mi-a alimentat driftul. Aduci ursul pe super specială la raliul Argeșului la anul? Știe el care e faza. E un mare dâmb acolo. Serios. Am vrut să-l aduc și anul ăsta, dar pe super special aia e o săritoare din aia și nu poți să sar. Tragi lat pe săritoare. Da, și cad toate roții. Da. Trei roți tot cad. De aia n-am fost anul ăsta. Dacă ar fi să nu pensionezi ursul, crezi că ar mai putea fi ceva îmbunătățit la el? În afară de conversie turbo la motor. Nu pun turbo pe motorul ăsta. Nu mă întreba de ce. Cred că e un fetiș luat de la Doru, de la... Okay. Toma. Da, da. El făcea, a scos la drag racing din aspirat niște cifre super mișto. Uh-huh. Și, nu, și Provezano la fel. Avea 2.8, mi se pare, aspirat, uh-huh, super mișto. Iar la drift e ideal să ai aspirat. Punct. Pentru că lagul de la turbo, oricât l-ai gâdilat tu cu ALS-uri și MMS-uri și SMS-uri, nu e aceeași chestie. Este o problemă în plus pe care o ai și nu ai de ce să o ai. E mai mișto de controlat mașina aspirată, e, da, mai liniară, îți decât răspunde, cea cu turbo, da, da, care, da, te poate, da, surprinde, da, în diverse, da, momente. Da. Ai, da, puterea pe o plajă, da, de turație mai mic. Bun, deci, așa, ce-ai mai putea îmbunătăți la el în afară de turbo? Deci,
turbo nu-i pui, maxim, am înțeles. Ce ai putea să pui mai bun? ITB-uri. Okay. Individual throttle bodies, okay, care arată, mm-hmm, extraordinar. Le-am găsit aici aproape, în Noua Zeelandă. Okay. Costă 2000... Râde ăștia în public, râde publicul, domnule. Costă 2000 de dolari. Dar e foarte complicat. Mașina mea merge și metanol, cu metanol și nos și să le faci pe aia. Adică da, VPP-ul nu s-ar bucura prea tare să seteze asta. Ce ai preferat, să faci ursul turbo sau o nouă mașină pentru campionat? Aici e simplu răspunsul. Știe toată lumea, adică bănesc că vrei o mașină nouă în campionat decât ursul turbo. Aș mai da cu ursul, dar e mult prea costisitor în formula asta. Ok. Dacă ai câștiga 1 milion de euro, care ar fi prima mașină pe care o cumperi? Toyota Supra pe care am bătut-o la Târgu Mureș. A sunat un pic arogant. Okay. Aia nouă, adică gen. Aia de 250.000. Doar 250.000. Da. Oh, stai așa. Deci stai așa, că am pierdut întrebările, așa, de unde e pasiunea, bla bla bla, așa, bun, mai departe. Ce ar spune unui tânăr care ar vrea să înceapă cariera în drifting în România? Să nu înceapă. Să nu înceapă dacă nu are banii necesari. Pentru că o să devină o corvoadă sau cum se cheamă, da, o povară. E ca și cum ești dependent de anumite lucruri și nu ți le poți cumpăra. Exact așa e. Și nu-ți fie o plăcere, e un chin. Da, e foarte greu. Dar într-un final ies, la 33 de ani. Mulțumite. Care sunt etapele de drift preferate? Etapele de drift preferate. Transalpina îmi place de mor pentru că există riscul să mori. Uh-huh. Glumesc. Transrarău îmi place. Ce mai place? Târgu Mureș îmi place, dar nu știu de ce, miese, okay, pur și simplu. Pe adâncat aș vrea să mă dau, că în 2021 eu am vrut, dar mașina, uh-huh, n-a vrut mașina. Ok, că a fost. Da, bravo. Da. Fost inițiere la 140 la oră, e frumos, tare. Cred. Scuze, așa, trebuie să... Te rog. Adâncata. Da. Sunt aceleași curbe pe care le faci și cu motocicleta. Așa. Bă, îmi bubuia creierul, deci... Erau aceleași curbe și eram... Aici mă las. Nu, nu, stai că sunt cu frâna de mână acum. Bă, deci a fost super, super tare. Da, tare. Da. Dacă ar fi să faci un nou setup pe E30, ai pune LS? Da. Da. Dacă pensionezi ursul de la drift, îl pui la naftalină sau îl faci de raliu? Nu, de rally niciodată. Okay. Dar deci ori la naftalină, ori vândut, cum ar veni? Aș pune un motor mai mic și aș face o mașină de semi-pro. Să eu dau cuiva să meargă la, uh-huh, semi-pro. Că e bună mașina, merge. Ok. De ce sunt așa urâte mașinile de drift la noi în țară? Nu mă refer la lui, la modul general. Se referă la faptul... Da, nu, n-am luat-o cu răutate. Se referă la faptul că mașinile la noi, ai văzut, mai sunt prinse cu șoricei, mai cade un colant, s-a mai spart o fibră, nu știu ce. Am și răspunsul unui om aici, dacă vreți, îl și citesc. Foarte bună asta, păcat că nu are cum el să-și dea cu părerea de ce nu au oamenii gusturi deloc. Sunt mașini care mai au puțin și sunt mai înalte ca un Duster și wheel gap de 2 pumni. Deci am răspuns eu în locul tău. Da, din punctul meu de vedere este o chestie care ține de cultură și financiar și de bani. Dacă ai avea bugete nelimitate, probabil că ai veni la tine cu niște kituri de rezervă gata vopsite și când ai luat un gard, ai automat în jumătate de oră mașina e nouă din nou. Iar treaba de cultură, aici gusturile pentru felul în care își modifică oamenii mașinile țin pur și simplu de... Băi, eu n-aș vrea să vorbesc despre gusturi, aș vrea să vorbesc despre de fiecare, ce arată așa. Zic așa. Da, te rog. Și eu să vorbesc în cazul meu. Te rog. Prima etapă anul ăsta, ura, mașina arăta semi-decent. E foarte simplu, n-am mai colantat-o pentru că o colantare costă 1000 de euro. Okay. Și tot cauciucul ăla de pe mașini și așa. Deci e foarte greu să-ți iei o mașină frumoasă. Prima etapă, prima zi de antrenament, ultima curbă pe Târgu Mureș, în treapta a treia limitare, gen ceva viteză, okay. Mă suiam pe Gabi Imre Junior, V8 Turbo, 550 de cai, foarte tare. Și copilul săracu a ratat a patra. Eu, care eram la 5 cm de el, nu am avut ce să fac. Mașina lui s-a oprit, vorba vine. Tu ai intrat în el? Seama. Eu am intrat în el, sese, aripă stânga, spate, bă, așa gaură am în ea. Bine, nu-i gaură, că e bună fibra asta, în fine. Am refuzat să o repar, îți spun sincer. Pentru că toată reparația, nu știu, probabil cu colantare, cu dus, cu platforme, cu la la la, probabil că mă costă,
nu știu, nici nu știu cât mă costă, da. 800, 700 de euro. Da, 1000 de euro, pasă să zicem, cât, da. Dar nu-mi pasă cât da. Costă. Că plătesc 800 de euro, în a doua etapă pe Transrarău arăt bine, wow, până în a treia, al treilea run, în care dau cu curul de parapetul ăla, în care dau foarte mulți oameni. Și iar îmi dau daună și nu mai pot. De-aia, probabil că mult, deci în primul rând e financiar, da. Și al doilea rând că oamenii decid să nu le repare, o repar iarna. Care a fost povestea cu șefa? Care a fost povestea cu șefa? Șefa. Așa e întrebarea. Nu știu. Spun, are și un la sfârșit. Nici nu pot, să, nu, nici nu scrie, văd, nu scrie adică cine a pot întrebat. Să aflu, dar cum am făcut eu prin screen, nu mai văd cine a întrebat. A, deci, păcat. Da, nu știm. Nu știm la ce se referă. Te întreabă un băiat când e gata moș. Bă, frate, aia a fost o mașină pe care l-am luat-o pe 800 de lei. Mi-a recomandat cineva pe internet, a zis... foarte bună. Ia uite, e 28 la 800 de lei, lovit în față puțin, am zis... Da. Păi gata, și... îl iau și... Da, văd când eu ce fac. Când îi aveai eu bani, da. Asta în 2015. Da. Suntem în 2022, a da. Înghițit mașina aia 1000 jumate și tot în cazanie, fără motor, fără nimic. Nu pot, nu am atâta putere financiară să-l fac și pe ăla. Okay. Și nu e o prioritate, am vrut să... aibă prioritate ursul. Dar crede-mă că este o investiție foarte bună. Tu dacă vinzi mașina aia acum, iei mai mult de 1500 plus 800 de lei pe ea. Garantat 100%. Eu așa zic. Deci, da, okay, o ții da. Acolo, nu-ți bani pierduți. Bine, da. O să-și mai ia avânt de la start în battle-uri de la anul? Tot... A, de la anul nu, că de la anul să-mi iau avânt ca și cameraman. Ca și, okay, nu știu ce. De peste 2 ani atunci. Dar știi povestea cu avântul? Nu știu, nu știu. La drift, ca și follower, ai voie să furi un pic start. Ok. Și după ce am furat eu startul prin 2019, asta e altă poveste, lumea o știe, când s-a stricat motorul cu două zile înainte de etapă, am pus alt motor care, dacă făcea 250 de cai și am luat locul 3 pe scurt. Dar îți dai seama, eu cu 250 de cai mă băteam cu oameni cu 6, 500, 400. Și pe Transilvania Ringa e linia dreaptă și eu ce făceam? Plecam cu o secundă, două înaintea lor, că nu îi mai că ajunge, mă prindeau. Da, te depășeau și făceau distanță plecam, prea mare, da. Mă prindeau și inițiam în același timp și... erai pe acolo. Măcar eram în același meci, ești nemul, nu era pe stadioane diferite. Și am zis, opa, stai așa. Nu știu pe unde am văzut eu după aia, Fast Forward 2022, prima etapă, am battle cu Supra de 1000 de cai, a venit un ucrainean să-și testeze mașina pentru Driftmaster, ce vorbeam. Și am picat în finală cu el cumva. Bă, mi-am luat 7 mașini, ești nebun, distanță. 7 mașini. Am luat una, două, trei, patru, cinci, șase, 7. S-a pus al doilea galben și a întâia, a doua și când am plecat, am plecat. Tu cu a treia el dă pe loc. Exact. Păi ăla cu alesuri, cu launch control, cu apa, 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 apa. Dar în fine, am stat acolo cu el cât de cât. Din nou, am fost pe același stadion. Și o să fac chestia, și am mai făcut chestia asta, și o să fac chestia asta cu oricine... e nevoie să fac chestia asta, că altfel nu am cum. Ce vrei, să plec odată cu el? Nu, am văzut destule mașini. Păi am văzut destule liniuțe în viața mea în care ăla pleacă și tu rămâi și unde mai e spectacol. Corect. Corect. Și atâta timp cât regulamentul îți permite, da. Nu mi se pare nimic ne la locul lui. Da. Cât la sută contează caroseria într-un setup? Mult. Ce moment din copilărie te-a marcat și te-a împins spre pasiunea auto? Ăla de la Chiselef cu țigările, cred, nu? Da. Ăla, și sincer, moment. Furios și iute. E adevărat. Furios și iute, da. Fast and Furious, da. Câți membri are echipa? Cam la ce costuri ajunge o etapă de drift? Să fim vreo 12. În echipă? Da. Mamă, sunteți ceva aici, mă. E mai mult și cu prietenie, nu e, adică niciodată nu mi-a apucat asta. Bă, fă-mi roțile, Doamne ferește. N-a zis nimeni că îi plătești pe toți și că toți iau câte 1000 de euro la etapă sau Doamne ferește. Poate vin și oameni din pasiune, exact cum vorbeam. Băi, vin să te ajut, că uite așa. Poate peste 2 ani mă vede unul pe aici, mă ia la el mecanic în echipă și după aia ajung șef de echipă de mecanici și după aia ajung la VRC. Nu știu, bă, atâția ani am tot avut variante și variante, adică s-au tot schimbat perindat oamenii, da. Și așa. Da. Uite că anul ăsta am găsit o formulă care funcționează și sunt atât de fericit că funcționează și că e tot ok, pentru că, trecând peste drift și cupe și premii și așa, mișto sunt nopțile alea dintre vineri noapte, sâmbătă noapte, alea-s mișto. Când stai la masă cu 12 prieteni, că-s prieteni, nu sunt necunoscuți. Da. Alea-s mișto. Amintiri. Cu buget nelimitat, ce setup ar face la urs?
ceva LSXR, fără compresor, fără turbo, 650 de cai, aspirat, doar așa de ciudă. Dacă ai avea un copil, băiat în special, l-ai îndrumat spre lumea în care ești tu sau l-ai lăsat să facă ce vrea? Cu japca. Cu japca. Aș vrea așa de cârlionță, du-te, treci. Du-te, du-te la Amcart. La Amcart, du-te, 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 acum, hai. Bun. Cum a fost experiența când ai pus prima dată V-ul pe urs? Groaznică. Așa, ok. De ce? Deci, în primul rând, am făcut un credit. O idioțenie. Ca să pun V8. M-am dus la bancă, am luat banii. M-am dus, am plătit V8-ul. După aia am stat vreo 6-7 luni de zile până să mi-i pun. Stai că nu-s bun suporți. Stai că injectorul 3 nu... Lasă-mă cu injectorul 3. În fin. Cochiu cu vai, cu telefoane, a fost gata V8-ul. Am luat V8-ul și era un V6. Nu mergea. Mergea, era un V5 ceva, nu mergea deloc. Și am zis, na, mâncați-o, și pentru ce m-am băgat eu la credite și la datorii. Și în fine, l-am luat așa ușor, ușor și am început. Hai să schimbăm bujiile, hai să mai băgăm niște bani pe lângă banii pe care i-am băgat din credit și mai vină niște salarii și n-a mers. Adică a fost fix... Groaznic. Nu. A fost, din punctul meu de vedere, experiența comparabilă cu atunci când îți pierzi virginitatea la femei. Te și bucur, dar și pare rău în același timp. Dar nici nu-ți place. Te și doare, dar e și bine. Mama, acum am înțeles la ce se referea. La femei. Am la înțeles. Femeie, am zis, gata, femeie, gata, nu? Dar... Da, pe eu sunt misogin și de-aia trebuie să bag în fiecare. Am un contract cu niște bărbați care fac parte dintr-o organizație, se numește No Man. Și iau bani pentru fiecare podcast să inserez că tot asta așa de misoginism. Bun. Ești pregătit că băiatul ăsta, uite cât a scris. Ce sentimente are când se gândește în retrospectivă la tinerețe? Când l-a văzut pentru prima dată pe Haiul Lat și compară cu situația actuală, cu o mână pe titlul de campion național la drift? Mamă, ce întrebare complexă și bună. Și... Eu am mai citit-o odată și mi-a fost greu rău. Ce sentiment. În primul rând e super tare de fiecare dată când mă dau cu Haiul, pentru că de fiecare dată când sunt cu Haiul la start, sunt cumva cu gen... Na, respect. Da, așa am fost învățat, așa, așa suntem toți ăștia mai vechi, așa e frumos și așa e normal. Mă bucur de fiecare dată când mă dau cu el. E o plăcere, e superb. Că mi-aduc aminte de unde am plecat. Nu i-am cărat niciodată roțile, dar ăla era nivelul. Eu îi căram roțile, e nebun, vorba mea. Da, da. Și acum să ne batem de la egal la egal e absolut superb. Planuri pentru a participa câteva etape în Drift Masters în sezonul 2024, dacă 2023 ia pauză. Hai că omul te cunoaște. Da. Îl cheamă Andrei Silviu Mile. Ah, ok. Ai văzut? Nu vreau să particip la câteva etape. Okay. Cum ai zis și tu acum câteva minute, mai multe. Bă, avem bugetul? Da. Mergem. Corect. Nu, fără jumătăți de măsură. Și, ok. Nu. Ce platformă va adopta pentru viitor după ce pensionează ursul? E46 sau japoneză? Și de ce? Mă gândeam spre un N92, argumentul fiind că intri pe internet și dai click, click, click și îți vin toate piesele bolt-on. Nu mai stai că trebuie să tăiem, să sudăm, să suflăm, să... Nu. Da. Bolt-on, totul e deja făcut, sunt atâtea N92-uri care merg mizerabil de tare. Da. Asta doar că e grea caroseria, am înțeles. Și asta e o problemă mare. N-are Călin una, parcă? Nu știu. Călin are un N92 de drift. Eu m-am tot dat cu inamicul meu, fără voia mea, Kevin Pișcolti, are un N92 LSXR compresor la 900 de cai, pe N92, și m-a bătut ăla și mă bate întotdeauna. Cu toate că el are 500 de kg în plus. Da, dar are și 900 de cai. Da. Adică... Deci eram destul de chitit pe N92 până mi-am dat seama că am stat cu ursul. Din nou, decent. M-a bătut, dar măcar m-a bătut. Nu te-ai făcut de râs. Exact, n-am fost la în altă parte. Bun. Rămâne aspirat pentru linearitate sau ar avea idei de compresor sau chiar turbo pentru a face cai necesari? Asta știm că ai zis că preferi aspiratul. Ba, aspirat, pentru că mie mi se pare blasfemie și nebunie cum toată lumea încearcă să facă 1733 de cai pe care nu-i pui jos. Și asta am învățat de la Simone Tempestini, de la Mirea, de la care cu mașini de 3-400 de cai, nu că fug. Bă, mănâncă pământul, ești nebun. La ce nevoie, mă, de 1200?
Nu știu. Da. Ce schimbări ar face campionatului național de drift și ce crede că am avea nevoie în România ca să aducem o etapă de Drift Masters? Deci, prima întrebare. Ce ai schimbat? Ce ai schimbat în campionatul național de drift? Dacă ai schimbat ceva, poate nu ai schimbat nimic. Aș face mai mult Drift Experience. Drift Experience e fostul taxi drift. Okay. În care spectatorii da. Se suie în mașină. Da, asta e ce trebuie. E da. Urât ce zic. Dar când s-a suit omul ăla în mașină, gata, l-ai virusat, s-a virusat. Bă, da, contează foarte altceva. Mult. Contează foarte mult. Nu știu, eu le-am spus tuturor oamenilor care organizează competiții de-astea de motorsport că, în primul și în primul rând, este foarte important să schimbi partenerii sau viitorii parteneri. Da. Pentru că, repet, e același fenomen în care oamenii se uită de afară. Ce fac ei acolo? Aia se dă cu frâna de mână, scoate niște fum. Nu, haide cu mine în mașină să vezi. Și după ce ăla se urcă cu tine în mașină, atunci zice, băi, e bun, trebuie să băgăm bani aici să fac, uite ce fac ăștia, știi? N-are nicio legătură. Deci asta ar trebui să se întâmple. Iar treaba asta cu oamenii care să fie plimbați, iar este foarte bună pentru disciplină și pentru motorsport în general, pentru că noi nu avem cultură. Noi am fost acum la Nürburgring și pe Nürburgring, pe circuitul de GP, se întâmpla DTM. Adică nu ceva așa, o curte DTM, da? Și veneau oamenii cu autocare, cu cozi, cu, da? Deci, ce să zic, un întreg fenomen. E, pe circuitul lung, pe Nordschleife, era turist, trefănul ăla lor. Se intra ăla cu Fiat. Dar nu știu ce, o faci să pară așa foarte mică. Întâmplarea face că am mers și eu acolo da. Și am murit. Da, mă, da, stai puțin. Eu altceva vreau să zic, da? Și oamenii, și erau oameni, care se veneau acolo cu scaunelul și cu bocciluța de apă. Să se uitau la... Să se uite la turist, da? Nu la DTM. Da, da, adică, da. Ei au, cum să spun eu, în cultura lor, cum noi mergem la grătar, că e frumos afară să facem mici așa și să așa, ei așa merg la circuit. Și atunci noi, toți ăștia care suntem pasionați și care vrem să creștem fenomenul de motorsport și auto și pasiune în România, trebuie să împingem în direcția aia. Bă, haideți la circuit să vedeți. Și atunci cum poți să-i atragi la circuit? Vino că te plimb. Adică, știi? Doar da. Așa. Voi la drift vă bucurați de niște fani, pentru că disciplina voastră se întâmplă în sinea ei este spectaculoasă. Se întâmplă în același loc, e ușor de văzut, oamenii stau acolo toată ziua, aia se duc, se întorc, nu știu ce, scot fum, este spectaculos, mașinile zgomotoase, puteri, turbo, vututu, nu știu ce. Oamenii se uită, fără să știe prea multe lucruri, fără să înțeleagă cine a câștigat, de ce anunță, l-a câștigat Santos, merge mai departe. Măcar văd, n-am înțeles de ce, cum se punctează și cum se departajează lucrurile astea, dar... Au acolo un spectacol, se duc cu copiii, dacă mai zici și copiii, hai tati că mie îmi place acolo, gata, mergem la drift. Nu mai mergem la moto sau nu mai mergem. Oamenii la noi nu înțeleg că tot ce se învârte în jurul motorsportului sunt oameni cu bani și oameni mișto. Nu sunt oameni nasoi, în general, care vin să facă sporturile astea. Și atunci, cum să spun eu, socializarea este dintr-o categorie mișto de oameni. Da. Și atunci, du-te, frate, acolo, că nu te duci cu, nu știu, maneliști, nu cam ceva cu ei. Da, 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 înțeles. Adică sunt niște oameni ok cu care ai ce discuta, chiar dacă n-au făcut facultatea, în cazul tău, știi ce? Adică ai ce discuta, sunt pasionați, poate să-ți explice niște lucruri pe care nu le înțelegi, bă, poți să-i întrebi. De exemplu, iarăși, de când fac emisiunea și cursurile cu Silviu Toma și cu condus defensiv și așa, oamenii nu accesează să fie mai buni. Oamenii nu accesează niște cursuri prin care să-i facă mai buni. Adică dacă tu acum ai putea să bagi un fir în tine și să plătești 500 de euro și să-ți mai dea un jumătate de skill la drift, ai dat banii să iei skill-ul ăla la drift. Ieri. Dacă ai mai dat 500 de euro să te învețe franceza în 5 minute, ai dat 500 de euro. Bă, să știu franceza, că nu e rău. Bă, să știu să repar un motor V8. Ia mai dă-mă 500 de euro. Să știu să repar. Cine știe când îmi trebuie? Oamenii circulă pe stradă cu mașina și nu își pun problema dacă ar putea să facă ceva, să fie mai buni sau nu. Nu își pun problema asta. Și atunci ar putea să vină la drift sau ar putea să vină la rally sau ar putea să... Salut! Tu ești pilot aici? Da. Ce părere ai? Să merg cu anvelope de iarnă vara? Uite, aș vrea să fac o mică paranteză aici. Da, cea mai mișto chestie pe care am învățat-o de la drift involuntar a fost exact asta. Mergând atâtea ture, atâția kilometri, lipit de mașina aia din față și creierul se relaxează în momentele astea critice. Mm-hmm. Și eram cu un prieten și cu fetele, mergeam, nu știu, la mare, whatever, eram pe autostradă, 130, da. Așa, și la 130 se suie unul peste noi.
nu tare, nu încet. Corect. Dar da, 130 ușor, așa, da. Se suia viteză, peste noi. Da. Ăștia în mașină, mamă, să haul, da. Murim. Fai mă, frate, liniștică, eu am mai fost aici. Eu la volan iau de stânga puțin cu frână. Da, ușor și gata. A intrat omul da. Și m-a venit rusul. Ăștia cu să... Mamă, ne omora. Și nu eram din filmul ăla și nu înțelegeam. Da. De-aia nu stăm în filmul ăsta, că eu asta fac. Ești nebun? Când vine da. Haiul și-ți face o dată, bam, bam, exact, la 130 la oră și tu zici, ha, hai că vin și eu. Mm-hmm. E vorba asta de exercițiu, e vorba de lucrurile pe care le-ai făcut, că eu asta le spun. Oamenii se urcă la volan și nu au avut ca noi curiozitatea, exact cum ai spui, pe ploaie, eu am putut pleca spatele. Băi, ești nebun? Ia să-i mai dau eu, am făcut spin, nu e bine. Ia să-i mai... Nu au avut curiozitate să tragă o frână de mână într-o parcare sau să meargă cu 120 la oră și să tragă de volan. Nu au avut curiozitate. Ei conduc din punctul A în punctul B că trebuie. Că trebuie. Nu că le place. Nu că vor să experimenteze. Nu că vor să vadă. Nu că vor să cunoască. Da, ei trebuie să facă asta. Da, de ce? Dar nu e de joacă. Adică e viața ta la mijloc. Păcate, trebuie să știi da. Să reacționezi. Să și nu ai văzut? Cu antrenament. Nici tu n-ai văzut. Că a murit un băiat la drift? Ai văzut mă? Nu știi? Ți arăt. Eu zic, nu, n-am văzut știrea, adică nu... Stai mă, când? Nu la noi în România. Săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, undeva, Ungaria ceva, nu mai știu, i-a dat cu elerunul în cap, frate. I-a dat cu elerunul în cap, frate. Era o urcare pe un drum de munte, cu balustradă stânga-dreapta. I-a dat cu elerunul cine în cap? O mașină de drift, care era spectator. A venit la Kiss the Wall, da? Ăla era spectator. Era la balustradă. Omul stătea la balustradă. Deci omul stătea la balustradă. La balustradă. Balustrada era aici, da? Înțeleg. Cu capul. Scenariul e groază. Și elerunul a venit, l-a lovit în cap și l-a terminat. Înțelegi? Dar asta este pentru că oamenii... Era competiție sau făceau ei? Bă, eu cred că erau niște mașini de drift în deschiderea unui concurs de... A, for later. Ceva, ceva. VTM, ceva. Și atunci oamenii care erau acolo pe margine nu s-au gândit că ea vin la Kiss the Wall. S-au gândit că mașinile merg în stil VTM, nu? Exterior, interior, exterior. Groaznic. Și atunci ăla când am venit la Kiss the Wall și eleronul mai lat un pic decât spatele, cred că un M4 era mașina. Înțelegi? Direct în căpățână. Dar asta se întâmplă pentru că, repet, oamenii nu se gândesc la ce se poate întâmpla. Niciodată nu se gândesc la ce se poate întâmpla. Știi foarte bine că ai fost la VTM-uri, ai fost la raliuri și ai văzut cum oamenii se pun în exteriorul virajului. Bă, mâncați-și sufletelul tău. Tu nu te gândești mori. Că ăla când iese în exterior. E greu să iasă în interior. Nu că te aruncă forța. Ce să cauți acolo? Ești nebun? Păi nu că văd mai bine. Eu sunt de acord cu tine, dar poți să mori. Adică eu n-am o problemă. Băi, ești conștient? Da. Stai mă acolo dacă ești conștient. N-am nicio problemă. Dacă nu ești conștient, eu simt nevoia să-ți spun și bă, tu decizi ce faci. Adică e foarte complicat cu lucrurile astea pentru că oamenii nu se gândesc. Iar partea cu condusul e by default, nu? Că tu te duci la școală să... Uite, băieții s-au lovit de gând. Da, e viața... Da. Mă, îmi pare rău că râd, dar... Da, mă, n-ai. Se pare atât de improbabil să te lovești aici. Repet, oamenii se duc la școală să învețe să ia permisul, nu să învețe să conducă. Da. E o mare diferență, corect. Da? După care își iau copiii în mașină și merg la Brașov. Că, nu? Mergem, da. Că eu... Băi, puștule, vezi că am permis de 15 ani. Și ce dacă ai permis de 15 ani? Asta crezi că îți dă dreptul să fii bun? Crezi că poate tu în 15 ani? Da, ai trecut prin situații, s-a băgat pe gheață, ți-a plecat, a luat-o la vale, ai băgat mașină. Poate ai trecut prin toate situațiile astea și da, știi să faci niște chestii. Poate, dar poate n-ai trecut prin niciuna, frate. 15 ani de experiență nu înseamnă că ești bun. Corect. Înțelegi? Și atunci de asta zic, toți au telefoane smart, care costă 1000 de euro, da? Dar nu se duc să plătească 300 de euro la un curs de defensiv. Să vadă ce se întâmplă. Să se pună într-un scaun de ăla cu centura și să-l oprească ăla la 30 la oră. La 20, simtă, da. Să simți cum îți pleacă căpățâna în față, da. Să zici, băi, ești nebun? Știi? Da. În sfârșit, să trecem peste lucrurile astea, că oamenii nu se uită la materiale informative. Oamenii se uită la caterincă. Asta e plăcerea pe internet. Nu o să vină nimeni seara acasă să deschidă YouTube-ul și o să zică ia bă, ce mă mai ceartă pe mine Daniel, ce mă mai învață pe ea, de ce sunt eu prost azi? Oamenii vor să se relaxeze pe internet. Știi? Eu sunt de părere că oamenii care vă urmăresc știu deja chestiile astea și că de fapt problema e în, da, afara, în afară buclei. Cum? Acum am intrat la alte Bulei. Întrebări, să știi. Altă platformă, alte întrebări. Alți oameni, altă platformă. Fiecare platformă cu oamenii.
cum a pornit pasiunea pentru drift și dacă a avut peripeții modificarea mașinii. Am discutat. Ce mașină e în plan pentru viitor? Nu vrea să ne zică. De ce vrei să iei pauză de la drift? De bani. De bani. Deci dacă sunt sponsori care se uită la... Întrebarea e dacă sunt sponsori care se uită la emisiune și vor să sponsorizeze pe viitorul campion național. Bă, să-i dea mail. Acum într-o discuție serioasă. Da. Din nou, îmi pare super rău dacă o să sune arogant. Da. Asta nu e. Trebuie să... Dar... Nu, da, asta e. Eu și mă bucur foarte mult că ai zis tu acum jumătate de oră chestia asta. Dacă apare cineva, trebuie să apare cineva care să zică, bă, uite suma asta de bani, așa, da. Ia-o și fă. Că să vină cineva să zică, uite, eu pot să-ți dau pe 2023 3.000 de euro. Bă, nu vreau să sune arogant. Bă, dar nu te ajută cu nimic, mai rău te încurcă. 3.000, din 2007, de când am luat mașina, și în 2009 și așa, am avut multe momente în care nu mi-e rușine să spun, am mâncat pâine cu brânză și cu ceapă. E foarte bună, să știi. E sănătoasă, adică, extraordinar. Dacă băgai și o roșie în combinație, era invidiu, un plouă în gură. Dar la un moment dat te macină chestiile astea. Știu. Și când știi că arunci atâția bani în chestia asta și ai putea să stai liniștit undeva. Corect. Bă, de simplu fapt că dau niște concedii, să... Simplu fapt că dau driftul la o parte, păi îmi câștig un sfert din viață, din timpul pe care l-am, într-un an de zile, păi un sfert din anul ăla, eu mi-l câștig și stau, uite, așa, cu tine la OMV și bem o cafea. Ce zici, și e superb. Știu, e perfect. Zici. Știu. Ce vrei, mă? Ce vrei? Băi, lasă-ne, mă. Bă. Cu 30.000? 30.000? Nu, hai să o luăm altfel. Stai, mă, mai pune. Bă, ce pleacă? Ăștia din public, nu înțeleg, nu pot să se abțin. Deci, cât te costă un an? Că acolo era întrebarea, dar cred că ne-am întrerupt la un moment dat, că asta era vorba de 6 etape sau 5 sau ceva. Cât te costă un an competițional la drift în România, pe tine, cu acest E30 V8 aspirat, care, să zicem, nu e cea mai complexă mașină și cea mai modificată din lume, deci, să zicem că n-ar fi costurile așa, n-ai nici mult sky, deci nu topești nici multe anvelope. Băi, deci vreau să facem o paranteză. Te rog. Cum am ajuns să zicem că 470 de cai nu-s mult sky? Că tu ai dreptate, așa e. În comparație, dar mi se pare în comparație cu cei care merg acolo. Știu și eu, creierul meu a rămas în urmă aici de mult, când avea CGM-ul VR6 și avea 179 de cai, era, mamă, ce rapid ești. Eu am o vorbă și le zic așa, că am 259 de cai la Silvia și bate între ei 46. Caii mei, e adevărat, pur sânge. Acum cu caii ăștia, știi cum e? Se mai umflă, se mai întorc, se mai... 470 de cai să poți să-i strunești și să-i ții și așa nu e ușor. Adică nu e o chestie așa pentru toată lumea, din punctul meu de vedere. Sunt mulți cai, dar zici că nu mai sunt mulți, că ăia vin și declară că 1200, știi? Păi nu, dar au. Asta e problema, că sunt unii care au. Și zic, știi, era, cum să spun eu, era și un status pe Facebook care zicea: domne, acum 10 ani îmi doream și o mașină, aveau ăștia 300 de cai, acum mi-am luat și o mașină de 300 de cai, au toți 1200. Înțelegi? Adică, nu, what the e? Fuck, știi? E groaznic. Dar mulți 1200 sunt umflați. Adică mie îmi place să pun banii unde mi-e gura, înțelegi? Da. Câți ai? 330? Eu am 250, nu, hai să ne dăm pe niște bani, vrei? Păi nu, de ce? Nu patinează din mers. Dacă patinează din mers, îți dau eu bani acum. N-am anvelope. Deci, repet. Multe sunt umflate. Nu zic că nu. 470 de cai sunt mulți. Foarte mulți. Iar o să sune arogant, dar știi câte mașini de 700 de cai am bătut? Te cred. Dar asta zic, cai, deci... Ai zis tu chestia aia cu wheel spin-ul. Da. De-aia am vrut să mă leg. Deci oamenii plecau de la start. Doi. Nu puneau nimic jos. Ce poți să controlezi? Și eu așteptam. Da. E foarte greu să pui jos 700 de cai. E foarte greu să pui jos 700 de cai. Iarăși, numărul mare de cai nu te avantajează dacă nu știi cu covrigul, nu merg ei singuri acolo, nu, e unul din 700 de cai e pilot de curse, înțelegi? Unul din ei și zice, dă-te pe dreapta că mă bag eu, deci eu, știu nu, eu nu merge. Ce să zic, ar fi trebuit ca oamenii să învețe treptat, e 200, cel mai sănătos, 300 de cai, organic, 350, da. Ok, vezi, bă, trebuie să plec din spate, mai, hai de dracu niște cai, bă, sunt prea mulți cai, wheel spin în continuu, nu... Trebuie să ajungi tu ca pilot, trebuie să faci fii un peste setup mașină. Al tău. Da, da, da. Când tu ca pilot ai 286 de cai și gata, mă, vă știu, vă cunosc, hai să mai punem. Când am mers la Honda Track Days, m-am dat cu CBR 400 sau ceva de genul ăsta, înțeleg? 300? 500. CBR 500.
Și am zis, bă, zic, alea de 600 rupeau. Zic, hai că ăsta de 500 trebuie să fie numărul meu, să fie ok. Bă, eram mai mult ca motocicleta. Nu mergea, eram, puteam eu mai mult ca ea. Înțelegi? Bă, ce, what the fuck, nu-mi place. Am luat 600 sau 650, ceva de genul ăsta. Bă, ăla mergea el mai mult ca mine, știi? Și am zis, bă, uite, asta da, îmi place, știi? Și ok, poate, de aici ai tu de poate după aia zici, bă, când ajung să zic, bă, nu mai, sunt peste ea, aș vrea mai repede, nu poate ea, nu așa? Atunci ajungi la 1000. Dar m-am dat cu 1000 pe circuit acolo și în mintea mea era, bă, când pe curbe trebuie să am grijă cu aia de 1000, înțelegi? Pe linia dreaptă mă relaxez. Bă, frate. Bă, când am intrat pe linia dreaptă și am început să accelerez, creierul meu schimba treapta fără ca eu să vreau. Înțelegi? Adică eu mergeam, îi dădeam gaz, aia trăgea și trăgeam de... Trăgeam să schimb viteza. Iar... Iar viteza nu mai vedeam, iar frâna puneam de unde se termina linia gardului de la boxe, înțelegi? Foarte bine. Frâna mă opream, zic, a, mai e până la curbă, știi? Adică, de asta zic, să iei o mașină de aia de 700-800 de cai, cred că asta e, adică, nici nu mai apuci, nici nebun să, bă, stai așa, e prea mult, e, bă, aia dă wheel spin, ia gazul, dă gazul, mută, dă pe puntea față, pe spate, dă-i, trage frâna de mână, stai așa că nu e așa, adică, e, nu știu, mi se pare mult prea mult să poți controla ta. Na, dacă oamenii ajung la un nivel care zic, bă, ce 500 de cai, mi-a prins o țigară, când inițiez, mi-a prins țigară. Da, îmi trebuie 700. Să-ți răspund la întrebare, să nu creadă lumea că da. Mă sustrag. Nu. Nu te sustragi. Ce mașină ai în plan? Asta era? Nu, ce? Nu, aia cu cât costă o etapă. Cât costă o etapă, da. Etapa... Nu, cât costă un an. Poți să-mi zici și etapa. Zi-mi cum știi tu. N-am nicio problemă, că eu mulțesc cu 6. Plus, sau 5. Plus minus o etapă ar fi 4.000. 4.000 de euro. De euro. Ok. Și deci avem 20.000 numai etapele. Uh-huh. Mai vrei să faci un track de două? Mai vrei să ieși o dată în Grecia? Bă, e stupid, mă, să mergi 5 weekenduri. Bă, e stupid. E că bani aruncați. Dar nu știu dacă are sens pentru tine. Nu, eu înțeleg ce spui, dar, repet, raportându-te la ceea ce faci, ăștia-s bani. Adică, știi ce zic? Dacă îl întreb pe polonezul ăla sau pe unul din Ungaria sau îl întreb pe un neamț cât îl ține pe el o etapă, cred că o să zică 10-15.000. Și tu când îi zici că pe tine te ține 4.000, ăla o să zică, bă, bravo, bă, ești economic, ești nebun, bravo, așa, bă. Așa reacționa și Dobrescu și era în odul, bă, ești nebun. Adică mie mi se pare blasfemie, da. Că eu vin de, sunt de acord cu de tine. Jos și știu cât de ieftin era. Știu, era, dar nu mai e. Ține minte că la polonezi, în 2016, era 100.000 în zonă pe pilot, altfel nu te duce. M-a liniștit chestia asta când mi-ai zis-o și data trecută și mă liniștește și acum. Că îmi dau seama că-s mic, Marius, rău și nu mă deranjează. Marius zice că în 2016 în Polonia un pilot avea buget la drift 100.000 pe an. Da. Da. Deci, de asta îți spun. Eu te înțeleg pe tine și înțeleg frustrarea și faptul că eforturile financiare sunt foarte mari. Că sunt foarte mari, adică 4.000 de euro pe lună să-i dai așa pentru o distracție, nu-și permite oricine. Problema e că astea sunt doar etapele. Mai ai cheltuielile între... Da. Da. Iarna, ce ziceam, fibre, platforme, servisuri, dute, telefoane, reparat, drumuri. Iar eu fac chestia asta cu platforma plătită, că n-am platformă. Eu plătesc platforme din 2007. Eu nu mai vreau să plătesc, n-am nimic, Doamne ferește, m-am înțeles cu toată lumea, dar nu mai... Bă, deci gândul că trebuie să plătesc o platformă din ambe, cu rahatul ăsta de mașină, eu nu vreau să știu câți bani am pierdut pe platforme din 2007. Mulți rău, știu. Știu, dar... Asta e. Trebuia să o faci tu. Nu trebuia regret. Trebuia să iei tu permisul. Nu e adevărat. Dar cine o făcea? Nu e adevărat. Cine o făcea? Păi fii atent, hai să-ți dau un exemplu super simplu. Dacă eu stăteam să car mașina asta, cum am făcut când eram copil, în 2007, 8, 9, bă, mergeam la Florică și ziceam, salut Florică, ce faci? Îmi pui și mie stopul la dreapta spate și l-am terorizat pe săracul om. Da. Dar atâtea luni de zile, bă, pe calendar, luni de zile am pierdut stând în servisuri. Nu mai suport, mi-e silă, mi-e rău, nu mai vreau să stau în servisuri. Să mă uit la mașina aia cum mi se dă jos motorul a 73-a oară și se pune a 74-a oară după ce am schimbat cuzineți. Bă, schimbăm uleiul la fiecare etapă, bujii, ne-a dat DOP niște rețete care funcționează. Ok. Și când a zis DOP, la fel cum când a zis Doru o chestie, gata, da. Să trăiți. Voi știți și știu oamenii foarte amândoi bine, sunt da. Doxă. Da. Schimbăm bujii, schimbăm aia la fiecare etapă. Și uite că merge. Dar e foarte costisitor și nu mai vreau la anul. Nu la anul vreau stau... Bun. Și la anul, dacă faci pauză, ce faci? Te apuci de prezentări? Nu, filmez. Păi bun, filmezi, ok. Și driftul? Nu te mai... Adică
Îl lași pur și simplu, stop, tragi husa pe mașină și nu mai faci nimic legat de drift? Nu, dacă vrea cineva mașina să meargă la pro sau la semi-pro, eu dau, eu închiriez, eu nu știu ce o să fac cu mașina, o să o vând, o să-i dau foc, nu știu ce o să fac. Uh-huh. Dar la anul îmi doresc din suflet, dacă n-apare vreo chestie, să stau un an de zile și să mă regrupez, să mă adun și să zic, ok, ăștia-s banii pe care îi fac eu într-un an, ce pot să fac cu banii ăștia? Ok. Pentru că sunt mulți piloți, scuze că vine așa de nicăieri asta, nicio problemă. Sunt mulți piloți, bulgari și, nu bulgari, unguri, ce vrei tu, care vin de la ei, de la pro, la noi, la semi-pro, și vin și le iau cupele copiilor, ești nebun? Păi cum te bucuri tu la câți ani ai tu că... Eu am luat locul 1 și în stânga ai un copil de 14 ani și în dreapta o fată de 16. Mamă, ce ai câștigat tu și nu știu ce. Și oricum mi-am propus ca niciodată să n-am impresia că merit să ajung la Drift Masters doar după ce câștig aici. Că așa mi se par normal să treci etape. Ia să vedem, vrei să fii aici în locul meu? Hai cu noi, hai cu noi. Cât costă o etapă? O etapă? Vrei un sezon. Cât ar însemna contract? Păi, Marius, să stai aceleași costuri. Anul lui 4.000 etapă în Polonia. Lasă-te. E 5. O fi 5.000. Da. Care crezi tu că sunt diferențele de cheltuieli între... Tu știi cât te antrenezi la Drift Masters? Două ture. Și în a treia ești în calificări. Dacă ai făcut bine, bine. Dacă nu, pa. Te duci acasă. Da. Aș vrea să-l felicit în primul rând pentru munca lui, dar... Ce pregătește Santos pentru 23-24? Ce e 23-24? Bă, etapa e 22-23. E, el a zis 23-24. Luni cred că o să dorm super bine. Bun, deci ce pregătești pentru etapa asta, care e la zi, la Arena Națională, la nu? La Arena Națională, da. În București. O să fie super drăguț. Cred. E un ecou foarte tare acolo. Vă înjură toți aia. Și-s betoan. Bă, că... Băi, nu mai pot cu părăitorile astea. Așa, așa zic și aia la Monaco, îți dai seama. Da. Când vin, ia dă-i cu varză. Mă, în formula. Ia scoate-i varza aia. Stai, avem varza aia. Am fost la scoate că trece Verstappen. Da. Deci, lasă, că nu moare nimeni două zile. Nu moare nimeni două. Așa zic și eu, că ar trebui ca oamenii să înțeleagă că... Na, hai că am o întrebare bună. Ce pregătesc? Nu, ce... Ce pregătești pe 23-22? Pregătesc strategia necesară pentru a lua un punct. Gata, mai trebuie ca să fiu campion național. Și o să fac tot ce îmi stă în putință să iau un punct. Asta înseamnă că dacă în calificări bubuie motorul mașinii, am nu vorbit deja... Nu! Okay. Am vorbit deja cu un coleg care îmi dă mașina lui și mă calific cu mașina lui și am luat un punct și după aia dau mașina înapoi. Cum se punctează la drift? La calificări iei puncte? Da. Ai de la 0 la 100. Oh my god. Pe traseu. 0-100. Pe traseu. Tu te zici 1, mă? Da. A, păi îl iei așa, doar că ai 7, că cu Mercedes, gen. Adică... Nu, stai un pic. Că 0-100, știi? E vorba de punctele pe care da. Le iei. Deci, la calificări, când dai într-o de calificare, te punctează aia de la 0 la 100. Ok. Tu iei 87 de puncte și okay. Asta te pune în clasament, pe locul 3. Bun. Locul 1 ia 10 puncte în calificări. Aha. Ok, ok. Așa. Okay. Locul 2, 9. Până la locul 10, mă gândesc. Exact. Ok, bun. Da. Și... deci ar trebui să te califici în primii 10. Exact. Ca să iei un punct. Exact. Deci exact. Se poate să nu-l iei. Da. Ok. Și după aia, dacă ieși în top 16, iei 20 de puncte. Deci e de ajuns să te califici chiar și pe 16 și să te bată ăla în top 16, okay. Bă, ăla de pe primul loc sau whatever, și iei 20 de puncte și... Bun. Cius. Deci nu pregătesc nimic, asta îmi și doream, să merg la o etapă... Liniștit. Mamă, fără tensiune. Să da, ai păi, nevoie de minimum. Că contează minimum. Mult, ești nebun să mergi relaxat, să, fără presiune. Da, o dau de fan. De, știi? Atunci mergi cel mai bine, când mergi de distracție. Am o întrebare aici de la un băiat, nu știu dacă îl cunoști. Când termină cu cheltuielile astea nesăbuite? Când termin cu cheltuielile astea nesăbuite? După Arena Națională. După Arena Națională, gata, da? Da. Bun. Recesiune, tată. Da. Pauză. A scris un băiat, dacă îi dai o tură să vezi cum se face. După aia a zis, acum la modul serios. Ce să îi dau mașina să-mi da. Arate el cum se da. Face? După care a scris, acum la modul serios. Doar l-aș felicita, nu am întrebări.
Cum pot face să devin și eu pilot de drift? Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmez? Pilot de drift. Da, trebuie să faci o școală. Din fericire, azi există multe variante de școli de drift. Haiu, Canesu, asta le știu eu. Haiu și Canesu, Imre Trifan. Depinde în ce parte țară a țării ești. În București știu că e Haiu și Canesu. Nu știu dacă mai e cineva. Ai Răzvan Elcaenu prin partea de Bucovina și așa. Deci sunt, există posibilitatea. Cum ziceai tu, dacă vrei, poți. Dacă vrei, poți, normal. Faci școala și după ce faci școala, vii cu mașina la etapele de street. Okay. Care etapele de street sunt cât se poate de basic. Ai un mini traseu, care nu înseamnă 8 turi și nu știu. E un pic mai amplu, e foarte mișto. Noi la Târgu Mureș, când stând acolo, tot vedem și ce fac băieții la street. Băi, e foarte tare, că evită să folosească frâna de mână, merg doar din gaz, pe lângă borduri, pe lângă nu știu. Bun, vii acolo, te dai acolo, te arbitrează niște oameni și deja înțelegi și tu cum funcționează o lucrurile. O competiție, să zic. De la street te duci la semi-pro și de acolo. Ca să mergi la street, ce modificări trebuie să ai o mașină? Nimic. Nimic. Da. Deci, poți fi cu un trabant. Da. Bombă. Da. Dar nu trebuie rochești, nu trebuie... Da, deci nu trebuie nimic. Asta e un lucru bun, că, uite, poți să ai o mașină cu spate și tu să crezi că ești la egosat-o sau că adică știi cum e, te vezi, tu pe tine ești cel mai bun. Și poți să mergi acolo, măcar să-ți spună cineva realitatea. Adică să spui, uite, tu pe aici te afli. Băi, nu-și dorește nimeni, da? Și din păcate nici măcar chestia asta cu street-ul nu e... Nu e. Aia mișto. Mișto e la semi-pro când încep să mergi în tandem. Pentru că driftul, din punctul meu de vedere, ăsta e. Tandem. Câte roți are mopedul? N-am înțeles. Băi, o bere. De unde vine numele Santos? Vine din anul 2000. Din anul 2000. Da. Așteptăm să-l vedem campion, să poarte șapca Mercedes pentru noroc. Așa o să fac. Ce venit lunar ar trebui să aibă o persoană pentru a în lunele pentru a putea susține o astfel de activitate. În lunile cu etape trebuie să câștige 4100 de euro. 4000 bagă și de 100 și să pâine trăiesc. Ce mașină ai ca daily? Și cu asta am terminat întrebările. Dar poți să mai intru, că sigur s-au mai pus. Ce mașină ai ca daily? Asta e întrebarea. Un Mercedes. Mercedes are ca Stai așa. Că Peugeot e mort din 2019. Serios? Nu știam. Chiar nu știam. Eu chiar credeam că încă mai funcționează. Ești nebun? Am încercat. Am aruncat cu toți banii în Peugeot ăla. Nu s-a întâmplat nimic. Bă, am fost la 7 servisuri. Și am zis, bă, gata, ultima oară merg la o reprezentanță Peugeot. Vă zic sau nu vă zic? Zine. Gata, mă, după ce am încercat toate variantele de... Dar am eu pe cineva care lucrează a lucrat la Peugeot. Da. Ia, mă. Da. N-a mers. Toți, bujii, bobine, nimeni, bă, nu-i dădea nimeni. Gata, mă. Da. Capitulez. Asta e, sunt prost. Mă duc la reprezentanță. Da. M-am dus la oameni, le-am lăsat mașina și după 3 zile mi-au zis, domne, e blocul motor, e 2500. Zic eu, nicio problemă. Nu, asta s-a întâmplat deja un an, deci bă, m-a omorât 2 ani de zile problema asta. Nu mergea. Merge sacadat, merge din 4 în 3 în 2, o oprești, o pornești, merge bine. E un gremlin, ceva, o chichiță. Și îmi zic că, domnule, e blocul. Zic că, bine, domnule, nicio problemă. Domnule, 2500, vrei să plătești? Zic eu, nu plătesc 2500. Vă dau 3500, schimbați blocul și merge mașina. Dar, dacă schimb blocul și vă dau 3500 și nu merge mașina, îmi dați voi 7000 înapoi. Da. Nu, domnule, nu putem să facem așa ceva. Păi și atunci de ce mă? Păi mă, să dau 2500 pe bloc. Păi zi, mă, asta e problema. Sau nu știm, zi, mă, nu păcate, știm. Din păcate, da. Știu, din păcate și pretenția mea este, când merg la reprezentanță, să plătesc doar piesa stricată. Da. Nu toate piesele pe care le schimbi tu, da, ca să vezi problema. Ce problemă e. Știu, e o problemă groasă. Am avut-o și eu cu reprezentanțele și, din păcate, așa se pune problema la noi, pentru că, din punctul meu de vedere, oamenii care își deschid servisuri din astea mari, adică cu investiții de zeci de milioane de euro, ei au bugetat acolo faptul că angajează niște oameni cu pretenții mici, care poate să dea greș, mașinile le reparăm pe banii clienților, că nu-i convine să nu mai vină la noi. Asta este... Să vedem așa, la lung, cât o să funcționeze mizeria asta. Păi, ce să zic, de când s-a dat o lege care spune că ești liber să mergi să-ți faci revizia la orice serviciu autorizat rar pe marca respectivă și tu nu-ți pierzi garanția în serviciu,
mulți oameni au renunțat la reprezentanță, pentru că reprezentanțele, foarte multe dintre ele, trăiesc pe contracte cu firme mari care lasă-vă că merge flotă, așa, da, și noi plătim, vine factura și ne convine că sunt cheltuielile centralizate și le deducem ca închirieri și e bine așa. În momentul în care banii vor fi mai puțini și firmele astea vor recalcula strategia de a repara mașinile în reprezentanțe, cum au recalculat strategia de a schimba politica pentru casco la flote. Adică foarte mulți, foarte multe companii care au peste 300 de mașini în parcul lor au zis, eu nu mai plătesc 150.000 de euro pe an casco, pentru că îmi bugetez 3 daune pe an. 3 daune pe an sunt 90.000 de euro. Înțelegi? Ce crezi? Anul ăsta am avut doar 2. Înțelegi? Și atunci tot așa o să se reducă și chestia asta, dar în sfârșit eu am o părere așa destul de nasoală despre România și consider că orice lucru bun vine aici, pe care pune românul mâna, se alege praf. Înțelegi? Chiar dacă politica vine foarte bine de afară și lucrurile merg foarte ok, vine românașul meu și găsește el o variantă să cumpere niște mașini noi de la fabrică fără garanție. Dar asta nu discutăm, că n-are legătură cu driftul. O să facem alt podcast despre chestii de genul ăsta. Care ar fi setup-ul preferat de drift fără să iei în considerare bugetul, șasiul, motor, etc.? Adică, nu știu, ai zis poate supra aia. O să vorbesc ca să așa, generic. Da. Un motor aspirat de 650 de cai pus pe caroserie ușoară, să zicem. Ușoară, unde poți să comanzi de pe internet piesele gata făcute și totul e bolt-on. Cum sunt? Nu neapărat. N-am condus niciodată. Ba da, am condus. Cum sunt priviți noi concurenți de către veteranii sportului? Din ce văd în afară, exemplu Formula Drift, cei noi au parte de un oarecare hate. Așa zice omul. Întrebare sau ne spune? El zice, cum sunt priviți noi concurenți de către așa veteranii sportului în România? Așa. Întrebarea. Deschide paranteză, zice, din ce văd afară, de așa, exemplu Formula Drift, cei noi au parte de puțin hate de la ăia vechi în Formula Drift. Dar el întreabă cum e în România. Știi? Când vine un pilot nou, cum îl priviți voi care sunteți bătrâni? Bă, mișto ar fi să răspund, dar n-au cum să răspundă, dar mi-ar plăcea foarte tare să auzi părerile ăstora noi. Da, să vezi, îl aducem pe, nu știu, pe cine vrei să aducem. Mamă, nu știu, sunt atâția. Zim-te mie un om nou pe care vrei să-l vezi aici la podcast, care crezi că are lucruri de spus și eu îl invit. N-am nicio problemă. Cred că ar fi foarte interesant de... Sunt mulți pe la semi-pro care sunt copii, au 15-16 ani. Sunt de acord cu tine, zi-mi. Bă, și tu că eu n-am de unde să-i știu. Și se chinuie părinții lor, îi vezi cum cumpără 3 cauciucuri de alea, Radburg, da, și așa. Bă, e superb. Deci să nu știu ce a văzut omul ăla la Formula Drift și nu știu cum e în America și nu-mi pasă. Știi cum e. Își creează păreri. Nu trebuie să fie realitatea. Dar ca să-ți răspund și la întrebarea ta cu de ce am continuat și de ce tot drift, bă, frate, am putea să stăm 73 de ore să-ți povestesc întâmplări de la drift, cum oamenii se ajută, bă, deci a devenit involuntar. Ăsta e filmul acolo, înțelegi? Da. Eu sunt la start și îmi zice ăla prin stație, a rupt Imre două planetare, are și el nevoie de două planetare. Eu am 3. Da. Păi îți dau eu. Și el zice, da? Da, gata. Și-a luat două planetare. Nu vorbim de bani, nu vorbim de... Deci nu există. Bă, când are unul o problemă, care are? Gata, ăsta are. Bă, și iau oameni de la Piatra Neamț, le dau lor de la Giurgiu și de la... Deci, bă, nu contează, e o masă, toți venim cu piesele astea, le punem pe masă. Trifan pe Transra Rău a lovit mașina, au stat, băi, până la 4 dimineața, munceau mecanicii de la alte echipe la aceeași mașină, pentru că toată lumea își dorea să-l vadă la start și ce crezi, a venit la start și numai că a venit la start. A și câștigat în top 6. Superb, absolut superb. Deci nu cred că oamenii care vin în drift își iau hate. Eu nu știu unul care să-și ia hate. În glumă, hate-ul e că, uite, eu acum sunt urmat de pe locul 2 de Claudiu Adam, care e un copilaș, copil. Da. Acum nu mai e copil, dar a fost. Are 19 ani. E copil. Bine, e copil, da. Și de Gabi Imre Junior. Locul 2 și 3 sunt copii. Un lucru foarte bun. E super tare, deci merg ca niște demenți, ca niște... E super mișto. Instinctul de conservare nu mai există acolo. Exact. Vârsta care dă rămunții, fac ce vreau limite, eu, vă topesc pe toți și nu există. Și așa tu merg mie, oamenii, tu mie, nu stai că ți arăt eu. Că așa e. Tu ai o vârstă, stai așa, că...
îmi rup picioarele, mă doare, mă costă, mă aia, mă știu eu cum e. Mă. Ei n-au nicio foarte treabă. Tare merg, da. Și de-aia copiii fac performanță în motorsport și de-aia se caută de tineri. Da? Acolo e forța. Nebunia. La vârstă, la bătrânețe, nu mai faci tu. Mai sunt oameni care fac. Uite, Mirea, de exemplu, mi se pare că are mă, modul că ăla de... Nu e așa bătrân, Mire. Dar merge incredibil. Are copil acasă, se schimbă viața când faci copil. Se schimbă viața. Îmi imaginez. Se schimbă viața. Înțelegi? Și atunci de asta zic, el are un mod. Când intră modul ăla, nu da. E, înțelegi? Tot acolo, știi, nebunia lui. Lasă, uite Leob. Uite Leob, are o vârstă. A venit, i-a dat, da la aia cu Raliu un capici nebune. Ce da? Faceți voi aici? Da, ce așa, pa, 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 că, opa. Bă, ești nebun? Ce s-a întâmplat, da? Lumina, ești nebun? Bă, Tanac, toți băieții, stați așa, unde? Erau Rovampera, Halleampera, tot Ampera. A venit Leob. Ce? Păi eu făceam gimnastică. Înțelegi? Adică, știi? Mai sunt și cazuri de astea. Astea sunt. Sena, Rossi. Astea sunt niște chestii așa. Se aliniază 250 de planete și se întâmplă o dată la 1 miliard de ani. Dar, în general, exercițiul, din punctul meu de vedere, e mama învățăturii și de acolo poți să devii din ce în ce mai bun, știi? Pentru că... Ei nu-și dau seama cât de din punctul meu de vedere, ei nu cred că își dau seama cât de norocoși sunt ca la vârsta aia. Nu cum să-și dea seama, nu cum să-și dea seama, pentru că n-au cu ce să compare și îi se pare by default. Cum îi se pare și lui Fime, nu? Dacă îi fac niște... Ce să mă apuc să fiu cum era tata și să-mi zică, bă, tăticule, eu când eram mic mă jucam cu cercul pe uliță și cu bățul. Să fii sănătos, acum e PlayStation, ești nebun, ce zic, nu stai bă la PlayStation, joacă-te cu mușica mea, cu mașinuțele pe spatele blocului, dă-le foc dacă vrei. Să nu se înțeleagă că ei sunt aroganți sau ceva, că nu sunt aroganți. Nu, Doamne frește. Dar ziceam așa că îmi imaginez eu că ei nu-și dau seama cât de tare e. E și normal să nu-și dea seama, o să-și dea seama și ei la vreo 35-40 de ani. Când o să zic, uite bă, uite acum sunt eu în locul lui tata și trebuie să fac eu lucrurile astea și uite ce făcea tata pentru mine. Bă, ce șmecher era tata. Dar, na, durează, și părinții, poți să vezi și părinții, Imre și Haiu. Știi că fata lui Haiu știu, e... Știu. Merge da, incredibil de tare. Îți dai seama cum o fi sentimentul să te dai cu fitul sau cu fita lângă la... Da, eu văd pe Haiu, frate, și pe Imre cum s-au transformat. Deci, eu știu din anii trecuți, în care erau focusați pe cursă și așa, bă, sigur, se dau și ei, dar e atât de irelevant, că știi, pierd, nu-mi pasă. Bă, când se dau copiilor... Acolo e... Gata. Mamă, și cum trăiesc momentele alea, foarte, foarte, foarte mișto. Da, e așa spre încheiere, vreau să vorbim puțin de campionatul de drift și despre oamenii care organizează, eu nu-i cunosc, poate știu din vedere sau așa, dar n-are importanța asta. Cum consideri tu că s-a dezvoltat campionatul de drift? Cum merge? Merge într-o direcție bună? De ce te întreb? Că uite, sunt piloți care zic, bă, frate, a făcut... asta, să mă uit pe internet, să nu mai dea la televizor și nici măcar mie nu mi-a dat acces să mă uit gratis. Și eu trebuie să plătesc. Și eu sunt pilot acolo în campionat. Înțelegi? Adică... Cum înțeleg întrebarea? Știi ce zic? Adică cum vezi tu așa, ți se pare o dezvoltare naturală, ți se pare mișto ce se întâmplă, ești cu curentul, ești împotrivă, consider că nu e bine, consider că ar fi trebuit să facă altceva. Nu știu, eu nu știu care e... Uite, la multe competiții, concurenții nu sunt de acord cu ce face organizatorul. Sau nu sunt de acord. Bă, nu e bine așa. Bă, nu. Știu. Știi? Știu. Asta zic. Cum e familia driftului? Că eu nu cunosc așa în inside, știi? Eu pot să cât spun de mulțumit sunteți voi, știi, de ce se întâmplă acolo. Eu pot să spun atât, că am prins vremurile cu Grațian. Ok. Am prins vremurile cu Gabi Onofrei. Și dacă Grațian era manager și Onofrei era pilot și fiecare... aducea altceva cumva. E, oamenii care organizează acum sunt undeva între, pentru că o fac de atâția ani de zile și n-ai cum să organizezi atâția ani de zile și să n-ai feedback. Noi după fiecare etapă, fie ea la Maria Puci în Ungaria, cât se strâng corturile și așa, noi facem o ședință care e cine vrea să vină. Uh-huh. Și ne strângem 20-30 de piloți cu tot cu organizatori și vorbim, bă, ce n-a fost bine? Că nu vorbim de ce a fost bine. Vorbim ce n-a mers pare, bine. Da. Să facem să fie mai bine. Ce putem să îmbunătățim? Da. Multiplică chestia asta cu 5 etape din 2015-14 până azi și ajungi la rezultatul ăsta. Și cine zice că nu e ok? O să-mi iau hate și nu, n-ai de ce să ții hate. Dar, îmi pare super rău, nu-mi pasă. Deci nu-mi pasă deloc. Nici nu trebuie să-ți pese, sincer, de oamenii care cine nu sunt pe aceeași lungime că de un... e mult să dai... 40-50 de lei și așa, bă, e un Burger King, bă, ești nebun, e un hamburger.
eu știu ce zici, prin... dar oamenii, cum să spun, în România e foarte greu, dar știi? Să fie sănătoși. Da. Să se uite la șah. Ia uite. Da, șah. Mamă, ce da. Inter... Corect. Am mutat regina, ești nebun. Uh-huh, uh-huh. Lasă-mă în pace, nu mai pot. Nu mai am. Deci am... îmi pare super, am zero toleranță pentru nemulțumirile astea. Uh-huh. Înțelegi? Pentru uh-huh. că eu am prins nemulțumirile adevărate. Okay. De pe vremea cu Grațian, de pe vremea lui Onofrei, nu erau neapărat mulțumiri, dar tot timpul o să fie oameni care zic, care vor, aia nu e bună, da, aia nu e bună. Da, mă, e normal, dar trebuie să facem cumva să fim marea majoritate de acord cu ce se întâmplă. Și din punctul meu de vedere, ce se întâmplă acum este că lucrurile merg într-o direcție bună. Că dacă nu mergeau într-o direcție bună, se simțea cumva. Dar da, totul... participanți aveți. Adică sunt mulți oameni care vin să se dea, să participe efectiv. Public aveți. Adică eu am văzut public. E lume, da, frate. E lume față da. De alte campionate. Față de, nu știu, e lume. Poate că e toată concentrată acolo pe un loc și se vede altfel. Nu contează. E important ce vede omul în poze. Știi ce zic? Că imaginea da, e lume. Aia. Dar e lume. E... Și, știi? Și ce le spuneam și organizatorilor care organizează acum, le spuneam, bă... Continuați, bă, frate, dacă faceți rareul ăla din 2000, nu mai da, știu când. Da, continuați ca bă, să aibă tradiție, e foarte important. Bă, tot timpul da. E muntele ăla plin da. Duminica. Da, este, da. Bă, că plouă, că da. Nu contează, oamenii sunt acolo pentru că e al șaptelea, optelea da. An în care, bă, e tradiție. Da, e foarte important continuați, să ai tradiție, da. Sunt oameni care vin la drift, pe care îi vezi și îi cunoști din... Da, da, da. De da, da. Cu 6 ani, ei vin să se uite la drift. Este superb. Da. Nu. Nu. Marius a întrebat dacă ar face mai multe etape de drift. N-aș face sezon. Mai multe etape de drift într-un sezon, pentru că astea sunt bugetele în România și nu cred că mulți oameni ar putea să o facă la nivel tare, să duci ce? Să duci 10 etape? Nu. 5 etape plus 2-3 track de ori mi se pare arhi suficient. Cred eu. Da, e... Na, eu vorbesc de portofelul meu. Eu n-aș aș putea să fac 6, dar a 7-a deja ar fi la modul, mă, mai vreau să mănânc și eu altceva în afară de... Da, e complicat motorsportul în România, e, avantajul e că suntem la început, ca să zic așa, tot suntem la început de niște ani și că suntem pionieri pe aici și poate putem să facem niște lucruri și să vină alții din spate care să înțeleagă, să sperăm. Mie îmi place ce se întâmplă la drift, din punctul meu de vedere cam top așa... în motorsport în România, chiar dacă, nu știu, poate oamenii au altă părere, poate au părere că raliul e în top sau VTM-ul e în top. Din punctul meu de vedere, driftul e foarte bine unde e, cum și campionatul moto e foarte bine unde e, din punct de vedere așa, al imaginii, chiar dacă oamenii n-au cultură să meargă să-și țină cu Santos, să țină cu ăla, adică să ai niște eroi, să-ți creezi niște povești, să faci niște chestii, să, nu știu, știi, copiii ăștia ar putea să fie pasionați de, știi, mă duc, m-am întâlnit cu Santos, am făcut poză cu Santos, m-am urcat la el în mașină, am dat o tură, am, nu știu, adică să ai o trebuie pasiune, să, știi? Trebuie să vă povestesc de chestia asta pe Transrarău. Am ajuns cumva până în finală, mă băteam cu Miklos Laszlo, un super tip da. Care are V8 turbo pe un E46 țiplă. Da, are de cai, nu știu, da. Știu mașina. Așa, da. Așa. Știu mașina, impecabil. Mă dau cu el. Facem egal, se dă one more time, ne dăm din nou și ce crezi, mă, ratez a treia. Gen, n-a intrat, și de ce am pierdut cursa? Și după ce am pierdut cursa, bă, era un copil care plângea. E o familie care vine, soț, soție și doi copii mici, așa. Și vin la fiecare etapă, eu n-am înțeles cum și de ce vin, dar mi se pare incredibil. Deci pe Transrarău, să vii tot din București, pe Transrarău, bă, și plângea copilul ăla. Am murit, ești nemul, mai zis lui Miklos, hai, dăm cupa, hai să facem ceva, că plânge copilul, nu se poate. Și supărarea lui era că, de ce ai luat locul 2? Că atât am putut să fac de data asta, n-am avut ce să fac. Da, și am promis că o să câștig data viitoare. Am mai câștigat, am mai pierdut. Lasă-mă că nu, asta, da, e... Incredibil cât de implicat era, exact ce vorbeai tu. Da. De... Se întâmplă niște lucruri mișto acolo, poveștile sunt foarte tari, comunitatea e bună, să sperăm că se păstrează odată cu trecerea generațiilor, pentru că oamenii ăștia care vin din spate mai tineri, așa sunt mai superficiali, mai, nu știu, iau lucrurile altfel, văd lucrurile altfel și sper să se păstreze spiritul acolo, știi, de frăție, să fac briefing-uri în fiecare dimineață. Da. Și la briefing ai 50-60 de piloți. E părerea mea, nu știu dacă așa e sau nu. Nu prea e loc să vină nimeni, aberez acum, da. Sunt SF-uri ce vorbesc eu acum.
nu prea e loc să vină nimeni, vreun pilot nou, să înceapă, bate vântul cam tare azi pe circuit, eu nu cred că aș vrea să... Da, bă, linie frumos, toată lumea, și nu la modul comunist da. Și urât. Bă, nu știu cum se întâmplă, toată lumea e pe același film, toată lumea să... Normal că avem și noi discuții, avem neînțelegeri, dar normal. Atât. Uh-huh. Adică nu din alea urâte, nu... Cum fac bulgarii, frate, deci toarnă chestii în rezervori. Mamă, e bolă grea. Serios. Deci bulgarii, noi de acolo am luat chestia. Bulgarii își înfășoară mașinile. Da, știu. Cu așa? Cu folie. Cu folie ca să nu umble nimeni. Bă, așa, așa rău vă urâți voi unii pe alții. Na. Sunt premii deci bani bine. Mari? Unde? La în Bulgaria, mă gândesc. În Bulgaria, da. Dacă știe. Nu știu cât înseamnă un leva, dar cred că au da. Premii de 52 de leva. Sau ce. Deci nu. Nu. Deci nu se câștigă ca nu, să fie frate. O competiție de asta, să zici, băi, dacă eu acum iau 50.000 de euro, mă dau la anul Drift Masters sau ceva. Deci nu. Uite, ca să-ți faci o idee, la Drift Masters, ăla care a câștigat campionatul, gen campion. Per total, okay. 15.000 de euro, locul 2, 10.000 și locul 3, 5.000. Și pe etapă mi se pare că au 3.000, 2.000, 1.000. Bă, tot e bine că dau niște bani. E super, Doamne tot ferește. Tot e bine că dau niște bani, bine. Că m-ai scos din cheltuielile. Normal, acoperi. Ce nu? Acoperi, da. Da. Poate oamenii au și altă posibilitate, având mai mulți oameni care se uită sau care plătesc pe internet să vadă, atunci se strânge cașcavalul, poți să dai și la oameni premiu, că nu se strânge cașcavalul de unde? Ce vrei, mă, lasă-ne, mă, gata, s-a terminat. Domnul Scu știe că i-au asfaltat stadionul, el știe despre da, ce vorba. Că au dat 15.000 la final, e... Da. Unde crezi tu că se clasează în prezent drift românesc raportat la Europa? Zice Marius că unde crede el, Santos, că se clasează driftul românesc în Europa? Eu zic că pe ultimul loc. Eu. Zic că pe ultimul loc. Nu, cine ne bate din? Cine? Pe cine batem din Europa? Pe mulți. Cine? Pe cine? Păi... Așa... Stai, vorbim de puterea campionatului sau de piloții români care bat alți piloți? Ei. De puterea campionatului? Da. Păi, în fine, o să sune iarăși da. Prost și arogant, da. Dar bulgarii da. N-au. N-au campionat. Nu. Bulgarii. Ungurii. Okay. N-au. N-au chiar campionat? N-au. Nu. Și dacă au, e super slab și n-are nicio logică. Deci, ceva. Ceva. Ok. Când era Ungaria, era Europa. Da. Nu, eu mă refer la faptul că în momentul în care vin bulgari sau unguri sau polonezi, nu știu, dau un exemplu, la noi să se dea, mașinile sunt impecabile, au 1000 de cai, știi, la modul ăsta mă refer, știi? Da. Avem și noi mașini impecabile, 3. Da. Nu știu, știi ce zic? Ei au 10. Adică, uite, vine Micloș, nu știu cine, mai vine ăla cu Supra, mai vine încă unul care a venit cu Tiru și cu Supra și cu 1200. Adică, dacă te referi, dacă te referi la talentul oamenilor și cât de piloți sunt, atunci e greu să faci o comparație. E greu să faci o comparație pentru că ei au puterea financiară, care puterea financiară le oferă niște lucruri. Vezi că sunt mulți oameni cu putere financiară care vin cu tiruri și care da. Ies în top 16 pleacă acasă. Sunt de acord cu tine. Mulți. Sunt de acord cu tine. Dar asta zic. Sunt mulți care au puterea asta financiară, vin acolo, sunt relaxați, da? Da. Și ies pe locul 17. Îți dai seama dacă ar fi avut și talent. Știi? Adică ce se întâmpla. Știi? Deci o să... Îmi pare rău, dar o să zic chestia zi, asta. Zi, frate, nu trebuie care să mă trigăruiește maxim chestia asta cu talentul. Bă. Da. Nu e talent. E exercițiu. Corect. E muncă. Da, e muncă. Când da. Faci aceeași da. Chestii de atâtea ori. Da, e, știu, dar același lucru ești cu taximetriști. Nu înțeleg comparația. Nu înțelegi? Păi să-ți explic. Ce fac taximetriști toată ziua? Conduc, nu? Da. De ce conduc prost? Că toată ziua conduc. De ce conduc prost? Că ei toată ziua conduc. Ar trebui în fiecare zi să fie și să mai conducă buni. Conducă și mai bine. Nu? Da, da. Bine, noi ca oameni atâta ar trebui să facem asta în general. Da. Da, deci asta cu exercițiu, da. Așa e, dar poate... Poate oamenii nu fac exercițiu sau poate nu se prinde de ei. Nu știu, eu nu cred în talent. Eu nu știu pe cineva care să fie talentat. Să zici că mama a câștigat ăla, pentru că e foarte talentat. Păi zic vorbesc eu. De drift, nu mă bag în alte discipline. James Hunt, la Formula 1, te uiți la film la Rush. Așa. Te uiți la film la Rush. Și o să-ți răspund la întrebarea asta. Acolo e prezentat Niki Lauda, care era un tip... cum să spun eu, foarte ăsta, tipicar, pornit, foarte, nu găsesc cuvântul, avea foarte motivat, foarte așa, motivat, da? Și atunci muncea foarte mult, stătea peste program să facă mașina de Formula 1, cu mecanici, da, el talentul nu. Și venea James Hunt, care
Venea de la discotecă. Cu țigara în gură, cum știu, da? Fetele, cum știu ce, și erau acolo. Și filmul ăsta vrea să te arate. Există unii care le-a dat Dumnezeu, le-a zis, ia săracule, înțelegi? Și te, uite, vrei să-ți dau un exemplu, că și așa e la modă și place lui Marius mult de tot subiectul? Onoriu! Onoriu! Onoriu este un tip care a fost înzestrat cu talent. Dacă vei apuca să vorbești cu oameni care sunt cu picioarele pe pământ și îți vor spune de experiența lui Onoriu la VTM, vei vedea că omul n-avea nicio treabă cu știința. N-avea nicio treabă cu tehnica. De ce, mă? Pentru că el a făcut școală. Eu am fost cu el la Titi Aur la școală, la Tuzla sau la nu știu ce. Întreabă pe Titi Aur părerea lui despre Onoriu. Și o să zică, bă frate, nu știa nimic tehnică. Nu învăța nimic tehnică. Omul mergea tare rău de tot. Înțelegi? Păi și asta înseamnă talent? Da. Înseamnă un pic talent, știi? Okay. Adică, ce face ăla la rally, ai văzut că își pune niște scociuri pe volan și totul e de... Ce? Eu zic ce să faci, frâna de mână 30%, volan, știință, da. Știi? Și tu faci chestia, ce zic eu, nu? Copilotul, ce zic eu? Și tu faci ce ți-am zis eu, da? Onoriu mergea tare el singur, el mergea știință, simțea. Și atunci, de asta zic, există și talentul la unii, care, repet, nu dorm nopțile, se duc cu femei, beau, se droghează, vin acolo, o scoate din talent. Înțelegi? Și sunt alții care sunt super muncitori, care se agită, se duc, fac, își iau cursuri, se duc. Exersează și așa mai departe, până devin foarte buni și se bat cu ei, că ei n-au avut talentul, dar și-au dorit foarte tare. În general, oamenii care sunt înzestrați cu talent, they don't give a fuck și nu prea, știi? Nu prea jlefuiesc, ca să zic așa, nu prea muncesc. Înțeleg, cu da. Chestia asta. Știi că e by default, eu mă descurc oricum, nu mai stau să mă agit, știi? Și sunt alții care muncesc foarte mult. Bă, o fi tare să fie mult. Așa, eu nu știu cum e, da. E tare să fie așa, dar na. Eu mă chinui din 2016 să scot sub 2 minute pe motor park și nu reușesc, dar nu mă las, o să scot la un moment dat. 100% o să scoți, dar poți să mergi și la niște, de exemplu, au făcut băieții ăștia. Ce? Da, iar dau din mâini. Nu, știu că sunt. Dar nu vreau, vreau să merg eu pe barba mea, că ăsta e tot jocul. Oricât ar dura, eu vreau să-mi fac chestia asta, doar că mi-am dat seama că n-am cum să merg sub 2 minute dacă eu merg de 3 ori pe an la circuit. Că nu pot. Îți dai seama că n-ai cum să mergi sub 2 minute dacă mergi de 3 ani, de 3 ori pe an, îți dai seama că e puțin, dar te pot ajuta și sfaturile oamenilor, Doamne, cu experiență, ferește, știi? Stai un pic. Da. Adică, știi? Ăla poate să zică niște chestii care, știi, te ajută și tu le pui în practică și vezi că... În creierul meu am bolnav. Nu vrei, am înțeles. Ăsta-i tot jocul, să descoperi eu cum să scad sub 2 minute. Că mă duc la oricine ziceți voi și oamenii zic bam, bam, bam. Da. Eu fac chestiile alea și le repet și scad sub 2 minute. Da. Dar nu o să mai am eu împlinirea, că pentru mine să merg cu motocicleta e extra. Okay. Nu sufăr de motociclist, nu merg pe stradă mult, nu, nu. Eu merg pe motorpark. Da. Și o relaxare. Mă trag de. Când? Pe 15. Nu, de el știu, credeam că mai faceți voi sau ceva, unul extra. Nu, mi-aș dori să facem, dar momentan nu avem informații, dar mi-aș dori să facem, dar uite, e pe 15. Uite, pe 15 o să vin, ne cu vedem. Mare drag, abia aștept. Să ne vedem la circuit. Mamă, m-a nebunit ăsta cu nivelul. Hai mă că eu îi explic, uite, dar hai că ți explic. Unde e nivelul României față de? Față de unde? Deci de 2013, nivelul era... Jos. Aici. Da. A crescut aici mult. Mare, aici era nivelul. Da. Da. Acum unde suntem raportați la mare? Uite, o să vorbesc din punct de vedere organizatoric, unde e nivelul României în comparație cu Ungaria, care schimbă organizator, încearcă, adică ce făceam noi în 2012-13, care e o greșeală. Ai ales unii, dacă nu-s groaznici, lasă-i bă să facă treabă, că în timp se așează lucrurile și se întâmplă lucruri bune. Și uite, asta e dovadă. Bulgarii azi, în 2022, bulgarii sunt la nivelul de Grațian, Onofrei, cioc, noi nu venim cu voi, noi nu venim la ăia, pierde toată lumea, deci nu câștigi nimic. Da, nimic. Lasă-i bă pe unii să facă, dacă-s groazni și groazni, schimbă-i, fă ceva, cum s-au făcut prin 2012. Dar mie mi se pare că suntem foarte bine. Încă nu atingem nivel de Polonia. De ce? Depinde, că și ei au vârfuri, au... Nume, na. Piotr și alții. Mamă, ce-mi place omul ăla. Pavel Trela ăla. Mamă, ce-mi place. Băi, stai mă, m-am dat cu el la Maria Poci. Da? Bă, nu, m-am dat cu el... În mașină sau? Nu, în spatele lui. Uh-huh. Nu mă interesa, mă, ce se întâmplă aici, nemul. Eu în 2011, la Casa Poporului, stăteam și-l filmam. Mamă, Trela. Da, ce haos. Mamă, cum mergea ce Trela. Haos. Și la Maria Poci, în 2020, 21, m-am dat cu el, l-am prins la start. Și am mers în spatele lui.
Păi nu mai, mă, când am turnat tura aia, m-am dat jos din mașină, gata, mă. Hai să mergem acasă. Nu mai am nevoie de nimic, mâine, treaba, da. Am stat după Trela și am stat mișto, mamă, da. Cât de satisfăcător a fost. Deci, wow. Mai ai canal de YouTube, postezi, faci ceva, lucruri de genul ăsta acolo? Nu știu, de-aia te întreb. Cred că ultimul film l-am postat în 2021 februarie. Ok. Nu mai pot. Nu mai... De asta și vreau să las driftul, pentru că e cea mai... Normal că lași hobby-ul, nu? Corect. Pentru că în mintea mea, un an de pauză mă ajută să mă așez. Te pui cu picioarele pe pământ iarăși, să-ți revii. Un pic. Da. Pentru că în sine, titlul ăsta cu pizza, premiuțul, nu înseamnă nimic. Bă, financiar nu înseamnă nimic. Nu financiar. Ah, ok. Suflet. Pentru tine. Pentru mine. Da. Nu înseamnă nimic. Da, m-am luat titlul. Mamă, ce tare. Da, ok. E bine că a venit? Bucuria e că nu m-am dat bătut. Okay. Asta e bucuria, de fapt. Că mi-am setat, bă, vreau să iau campionatul. Am luat campionatul, acum gata. Putem să respirăm, să ne așezăm, ne regrupăm, o regândim, vedem ce iese, vedem cum facem. Pentru că nu mai vreau. E mult prea chinuitor. Nu, oamenii, cum să spun eu, care văd din afară, îți dai seama. Judecă sau zic sau eu știu ce-o fi în capul lor, îți dai seama, a luat la campionat, nu vrea să se mai dea ca să nu-l bată ăia. Cine știe ce... Vezi că mi-am pus și eu problema asta și, da? Și dacă regret ceva, asta regret, pentru că poate să sune sau să arate că ai venit și tu cumva, da, a plouat, da, a bătut da, vântul, nu știu da. Ce, și ai luat campionatul și acum fugi repede. Bine, da. Mă fug. Da, ne vedem mai încolo. De asta zic, e complicat pentru că oamenii, în general în România, știi foarte bine și de pe internet, au, nu știu, acest dar de a minimiza munca oamenilor și dacă la un eveniment, nu știu, îți dau un exemplu, costă 60 de mașini acceptate, una e nasoală, numai de aia vorbim. Deci nu vorbim de Cred că știu exact la ce te referi. Deci nu vorbim de 159 de mașini bune vorbim și care au venit acolo și de niște oameni care au făcut niște eforturi să organizeze ca ei să aibă unde să stea, să se distreze, să socializeze. Noi vorbim de mașina proastă și vorbim de organizatorii care sunt de rahat și vorbim de ăla care face și drăge nu știu ce. Deci noi românii avem acest dar de a minimiza munca oamenilor. Ce ai făcut un podcast cu ăla ăsta la cafea? Ce mare șmecherie! Știi? Ce? Pot să fac și eu. De ce nu faci, fratele? Fă și tu, fratele. Așa suntem noi, știi? Păi nu, te rog, nu mai generalizezi. Nu mai generalizezi. Pentru că, să zic de ce să nu generalizezi. S-a terminat? S-a sunat? Da. Zi. Vrem, da, zi. Așa. Ne oprim. Eu nu generalizez, dar... da. Nu generalizez, dar asta am demonstrat viața. Văd și eu chestia de-a lungul... Și mi se pare mizerabil. E, da. Mi se pare mizerabil când te focusezi pe ăla rău. Știi... și nu vezi tot binele. Da. Știi că, iarăși... Dar sunt mulți care nu fac asta, să știi. Sunt de acord cu tine. Hai să ne focusăm pe ei. Da. Că... același lucru fac și eu, îi văd doar pe ea, știi, nasoii. Dar din păcate la mine sunt mulți rău ăia nasoii, știți? Mulți rău. Nu sunt unul. Din 160, sunt mulți 140 din 300, adică e pe acolo, știi? E complicat. Stai cu ochii pe aia, 160 da. Hai să-ți mai zic. Săptămâna trecută, sau acum două săptămâni, Dragoș de la Complete Chip a bătut, record. Bătut recordul mondial la cel mai rapid diesel din lume. S-a trezit un băiat pe care îl cunoaștem toți să pună un status să... Cum adică, mă, din lume? Cum adică din lume? Adică cum adică știu ei... Știu ei că din lume? Păi stai mă, frate, un pic. Că zice fratele tău, eu când băiatul ăla mi-a zis, când am filmat podcast cu el, acum, când am filmat episod la Iași, așa, mi-a arătat mașina și mi-a zis, te rog, eu nu zice la nimeni, nu filma, eu o să bat recordul mondial la diesel. Mamă, ce tare. Și eu am zis, bine, nu zic la nimeni. Și am zis, șereme de la BMW, bă, vezi că o să bat ăsta recordul mondial la diesel? Ar fi mișto ca tu, BMW, să scrie asta la tine pe site. Că... Bă, frate, e record mondial. Bă, frate, e record mondial, mă, frate, înțelegi? Băiatul ăla, Dragoș, după ce a bătut recordul mondial, i s-a stricat platforma. Și a trebuit să repare platforma. A ajuns acasă a doua zi, m-a sunat. Bă, frate, mai stai un pic, că sunt rupt. Vreau să fac și eu un comunicat, să scriu și eu frumos, că eu fac softuri, frate meu. Eu nu-s PR. Am știu să scriu, înțelegi? Am nevoie de timp. Bă, frate, normal. Da? Și vine unul care zice, ce bună de mondial e acolo. Înțelegi? Bă, frate meu, tu nu știi ce se întâmplă, te rog eu. Păi da, bă, frate, da, și am mondial. Păi da, mă, mondial. Dar de unde știu ei? Păi uite, mă, că au niște site-uri, se înscriu acolo, zic, tu când aveai un Golf 1, bă, tu când aveai un Golf 1, știi Golfurile 1 tari din lume? Bă, poate nu le știi pe toate. Bă, dar știai 80% din ele, înțelegi? Că erai pasionat de treaba asta. Așa cred eu
că știu și băieții ăștia de la drag. Eu fără să știu ce sistem folosesc ei, dar mă gândesc că e un site unde oamenii se înscriu cu bonul ăla, apășează da, bonul ăla, uite frate, gata, m-am făcut și eu, da. Ăla e. Nu vine nimeni să-ți dea 100 de mii sau 10 mii sau 5 mii, că ai bătut record. E așa, între pentru ei tine, acolo, da, înțelegi? Da, da. Tu poți să și păcălești cum ar veni să... Am păcălit. Te-ai păcălit pe tine, nu rezolvi nimic, nu vine nimeni, nu iei banii nimănui, normal, nu se întâmplă nimic, știi? Dar asta zic. Și motivația omului e că... Da, mă, frate, am greșit, așa e, nu m-am gândit, dar eu dacă eram și că băteam recordul ăsta, păi eu ziceam mult mai mult, mă, frate. Făceam mult mai multă reclamă. Păi stai, mă, frate, deci tu ai sărit de curând sus, că ăla a zis că e cel mai tare din lume. Și după aia te contrazici și zici... Eu dacă eram, ziceam că sunt din univers. E ok, de acord cu tine, dar clickbait-ul a funcționat la tine. A funcționat la tine, că tu ai zis, din lume, din lume. Deci a funcționat. Dar hai să nu mai aruncăm cu nasoleli până când măcar nu ne putem interesa. Da, știi? Până... Bă, frate meu, ce e aia? Dom'le, e așa? Da, nu, așa, adică, bine, ok. Mai ales când tu ai, să spun eu, ai prieteni care fac lucrurile astea. Ești, știi ce zic? Ești prieten, adică, știi? Mă apuc eu să scriu acum, Santos nu e mă campion. Știi ce zic? Nu o să iasă mă campion. Întreabă-mă pe mine. Bă, frate, mai ai șansă? Da, mă, uite, mai am un punct și ies, deci șansele sunt mari. Cum să fac eu niște afirmații? De asta zic, noi avem chestia asta destructivă, avem chestia asta de răutate, de... Nu știm, nu avem cultura asta. Bă, vrei să zici un lucru rău? Zi mai întâi unul bun. Zi mai întâi unul bun. Băi, ce frumos ești, mă, cu șapca asta, cu Mercedes, știi? Și pe aia, bă, cred că ți-ar sta mai bine cu barba mai tunsă, mai, știi? Adică învață să faci, nu rezolvi nimic, știi? La noi e foarte destructiv totul. Eu, din fericire, am scăpat involuntar de chestia asta, nu știu, prin 2014-15, când atâtea chestii mi s-au întâmplat la nivelul ăsta de în persoană, chestii nasoale, între tovarăși. Mm-hmm. Și mi-am pus eu așa în cântarul meu electronic din capul meu, bă, astea sunt chestiile nasoale, când oamenii apropiați te încurcă, se întâmplă chestii. Nu, când scrie nu știu cine pe care nu-l cunosc. Pe Instagram, că mamă, ce urât e Leronul ăla. Tu ți-ai luat un hate atunci cu mașina câștigată. Știi ce zic? Mai ții minte? Că erau mulți oameni care, că a câștigat pe like-uri. Și ce mă, stai mă, frate? Bă, frate, m-am înscris în concursul ăla, că locul 2 era jumătate de tonă de benzină. Ești nebun la cap, m-am gândit, benzină pentru urs. Că mă gândeam eu, concurs. Mașina e dată deja. Da, da. Și am participat și am câștigat eu mașina? Da, am câștigat eu mașina. Foarte bine. Și în aceeași noapte, nu, la două nopți distanță, mă plimbam cu ea. Duminică, noapte, gol orașul. La semafor, bă, jur că e adevărat. Aia care luase locul 2. În mașina ei. Am murit. Eu sunt rușinos de fel. Știi ce am făcut, nu? Magherul, 3 benzi, 4, câte... Bă, m-am pus în spatele ei. M-am pus în spatele ei, ea s-a dus înspre Roman și eu m-am dus în dreapta, înspre pușcărie, nu știu unde m-am dus, să nu mă vadă femeia, că eu am câștigat-o, nu, mamă, nu pot, e groaznic. Da. Bă, eu îți mulțumesc că ai venit. Cu drag. Dacă... Vă aștept la arenă, scuze. Dar... Cu mare drag. Dacă ai, repet, piloți tineri pe care i-ai recomandat la podcast, eu n-am o problemă, mi zici, dacă vrei și crezi că sunt, care ar spune lucruri din prisma altei vârste, cel puțin. Știi? Că văd lucrurile la început de cred drum. Cred că ar fi super interesantă perspectiva aia. Așa. Ce să zic, îți urez baftă la ultima etapă. Dacă mersi. Putem să venim, venim. E mișto acolo la Arena Națională. Vă recomand să mergeți. Spectacolul e garantat. E cea mai bună disciplină de motorsport care strânge cei mai mulți vizitatori. Mulțumim partenerilor. Nu uitați de... nu se mai uită nimeni. Ce să mai zic, mă, că nu se mai uită nimeni până aici. Oprește-l.